Deci noi astăzi avem ședința Consiliului Științific Specializat de D5410222414 din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice, care a fost format prin decizia Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și numărul acestei decizii este numărul 2 din 23 februarie 2024. Membrii comisiei, membrii Consiliului care au fost nominalizați sunt Malgoș Ludmila, doctor habilitat în sociologie, profesor cercetător, președinte a Consiliului Științific Specializat, Buciuceanu Vrabe Mariana, doctor în sociologie, conferențiar, cercetător, secretar a Consiliului Științific Specializat, Spătaru Tatiana, doctor habilitat în sociologie, conferențiar universitar, membru a Consiliului Științific Specializat, Cheianu Andrei Diana, doctor în sociologie, conferențiar universitar, membru a Consiliului Științific Specializat și Chistruga Sincheuici Inga, doctor în sociologie, conferențiar cercetător, membru a Consiliului Științific Specializat. Referenții oficiali care au fost nominalizați sunt Alic Bârcă, doctor habilitat în economie ASEM și Anastasia Oceretne, doctor în sociologie, conferențiar universitar USM. În cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Științific Specializat se propune spre susținere teza de doctor în sociologie elaborată de către doamna Crâșmaru Mariana la tema Tranziția tinerilor la viața de adult, abordare intersectorială, specialitatea 54102, structură socială, instituții și procese sociale. Conducător științific la teză este doamna Olga Găgăuz, doctor habilitat în sociologie, conferențiar, cercetător. La ordinea de zi avem o singură întrebare, susținerea publică a tezei de doctor îndeplinită de către doamna Crâșmaru Mariana. Membrii Consiliului Științific sunt prezenți și confirmăm ordinea de zi. Trebuie să o confirmăm cumva prin vot sau nu? Nu. Declar ședința Consiliului Științific Specializat deschisă cu întrebarea pe care am numit-o la ordinea de zi. Cuvântul îi se oferă secretarului științific, doamnei Buciuceanu Vrabe Mariana, pentru a trece în revistă actele prezentate la dosarul doamnei Crâșmaru Mariana și a prezenta CV-ul disertantului. Poftim! Mulțumesc, doamna președinte, stimați membri al Consiliului, onorată asistență. În cadrul Consiliului Științific Specializat de către doamna Crâșmaru Mariana au fost prezentate toate actele necesare care corespund cerințelor stipulate în regulamentul ANACEF și anume decizia de formare a Consiliului Științific Specializat pentru organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezei de doctor sau teza având teza rezumatul tezei și anexa la teză. Hotărârea seminarului științific de profil, lista lucrărilor științifice, avizul pozitiv al seminarului unității primare de cercetare, avizul conducătorului și lista organizațiilor la adresa cărora a fost transmis rezumatul și deja adeverința de depunere a tezii de doctorat este pregătită, este pusă aici în dosar. Și CV-ul doamnei Mariana, trebuie să-l dau citiriu tot, CV-ul. Deci doamna Mariana este născută pe 20 august 1975 în Municipiul Chișinău. Și-a făcut studiile la Universitatea de Stat, cu studiile în sociologie, este licențiat în sociologie, master în sociologie, a urmat anumite training-uri de formare profesională, cunoaște limbile română, engleză, rusă, fluent și franceza bine. Activitatea personală a doamnei Mariana începe din anul 1999 și în prezent prin ei este cercetător științific în cadrul Centrului de Cercetări Demografice, Institutul Național de Cercetări Economice. Deci, în CV sunt prezentate activitățile de cercetare, proiectele în care a fost implicată doamna Maria, la CV este anexat și la teză. Inclusiv publicațiile sunt prezente aici în CV, 11 publicații și alte participări la care ea a... Ok, noi vă mulțumim foarte mult, doamnă secretar științific. Vreau să întreb dacă aveți careva întrebări către doamna Buciuceanu Vrabe referitor la actele depuse de doamna Crâșmaru Mariana. Dacă nu aveți întrebări,
Mulțumim încă o dată, doamnă secretar științific. Cuvântul se oferă doamnei Cășmaru Mariana pentru a prezenta conținutul și principalele rezultate ale tezei de doctor. Potrivit regulamentului, îți propune 20 de minute pentru prezentare. Vă rog să țineți cont de regulament. Stimată doamnă președinte, stimați membri ai Consiliului, onorată asistență, am deosebită plăcere să fac publice rezultatele tezei de doctor în sociologie cu titlul Tranziția tinerilor la viața de adult, abordare intersectorială, conducător științific, Gagauz Volga. Subiectele abordate în cadrul acestei teze sunt de o actualitate majoră, fiind determinate în primul rând de tendințele actuale privind tranziția tinerilor la viața de adult pe dimensiunile educaționale, angajarea în câmpul muncii, formarea familiei, stabilirea specificului și a modelilor de tranziție la viața de adult, precum și evidențierea grupurilor defavorizate care în acest proces de integrare socială au nevoie de suport adițional din partea autorităților, precum și elaborarea recomandărilor de politici în vederea asigurării tranziției, succesa tranzițiilor la viața de adult. Scopul acestei lucrări este evidențierea modelilor de tranziție la viața de adult și a problemelor cu care se confruntă tinerii în acest proces, elaborarea recomandărilor de politici în vederea facilitării integrării sociale și valorificării potențialului uman al tinerilor. În vederea realizării scopului au fost formulate un șir de obiective care sunt prezentate, realizarea cărora este prezentată în lucrare. Deci, noutatea și originalitatea științifică a acestei lucrări rezidă anume în abordarea intersectorială a tranziției tinerilor la viața de adult și elaborarea modelilor de tranziție privind specificul țării noastre. Totodată, semnificația teoretică rezidă în fapt în aprofundarea cunoștințelor privind acest proces, anume într-o societate care se află în continuă schimbare și marcată de diferite crize prelungite, iar valoarea aplicativă rezidă în cuantificarea tipurilor de tranziție, precum și rezultatele acestei cercetări pot servi ca o bază analitico-informațională în vederea elaborărilor de politici în domeniul de tineret. Deci, baza teoretico-metodologică de studiere a procesului de tranziție la viața de adult a avut la bază un șir de studii sociologice fundamentale care sunt enumerate, precum și unele teorii integraliste, unele teorii demografice și psihologice. În esență, datorită complexității acestui proces, o singură abordare în principiu nu este suficientă, fiind inerentă abordarea aceasta interdisciplinară. Gradul de abordare acestei problematici se atestă un număr semnificativ de lucrări științifice, de rapoarte, de studii care au avut în vizor tinerii. Marea majoritate a concluziilor trasate arată că tranziția la viața de adult, la etapa actuală, se diferențează tot mai mult de așteptările normative tradiționale care erau la generațiile anterioare, precum și se evidențează caracterul de destandardizare acestui proces, fiind aceste tranziții fiind mai incerte, mai prelungite, reversibile din punct de vedere a angajării, a formării familiei, precum și tinerii în modernitatea târziei sunt priviți ca indivizi sau ca subiect primari, adică ei având posibilitatea să-și gestioneze biografiile potrivit scopurilor și potrivit să gestioneze riscurile și biografiile potrivit, adică să-și asume biografia sau continuitatea de integrare. Și în Republica Moldova a fost realizate un șir de studii sociologice interdisciplinare, care în mare parte au arătat că tinerii se confruntă cu numeroase probleme în procesul de dobândire a autonomiei sociale, acestea fiind interdependente și fiind elucidate. Totodată, chiar dacă sunt un șir de studii actuală, lucrarea vine cu o completare a cunoștințelor, anume prin abordarea privind tranziția prin mai multe producerea mai multor evenimente, precum și recomandări de politici pentru integrarea anumitor grupuri defavorizate, care au fost depistate.
Dat fiind complexitatea acestui proces, delimitările conceptuale sunt câteva repere privitor la delimitări conceptuale. Tranziția tinerilor privită ca la nivel individual, atunci când tânărul își asumă un set de roluri și statuturi sociale, iar la nivel de societate, atunci când statul prin politicile, prin organizațiile, prin politici promovate și instituțiile care implementează aceste politici, îi organizează acest proces de tranziție la viața de adult. În cadrul lucrării date, tranziția, abordarea personală, este tranziția la viața de adult, este privit ca un proces complex de integrare socială a tânărului și de sistem, system integration. Așa. Conceptualizarea tranziției la tinerul la viața de adult este redată în acest grafic elaborat în cadrul lucrării date, fiind determinate principalele trei dimensiuni. Dimensiunea educațională, dimensiunea integrării profesionale și dimensiunea formării profesionale. Arătând că acest proces este unul deosebit de complex, fiind marcat pe de o parte de contextul socioeconomic general, de mediu familial, de factor individual, de altă parte este inerent influențat de politica statului, politica statului care pe diferite dimensiuni sectoriale, care au menire să faciliteze acest proces. Deci, tendințele contextuale ai tranziției tinerilor la viața de adult au fost analizate pe prisma datelor statistice oferite de Biroul Național de Statistică, indicatorii sunt prezentați în tabel, precum și baza empirică a cercetării, o constituie trei cercetări cantitative, una constă în analiza primară a datelor realizate de către autor, iar sunt două studii de referință în care este efectuată analiza secundară a datelor. Totodată, sunt utilizate în cadrul studiului și trei cercetări calitative, la care am participat nemijlocit în calitate de la elaborare și implementare și analiza datelor. Deci, rezultatele științifice principale pe care înaintate spre susținere sunt următoarele și vin ca o completare la cele menționate mai sus. Deci, indicatorii principali ai contextului actual al tranziției tinerilor la viața de adult arată că schimbările majore și crizele regionale și locale agravează și mai mult vulnerabilitatea tinerilor în procesul de integrare socială. Totodată se atestă discrepanțe semnificative în dezvoltarea socioeconomică teritorială, marea majoritate a întreprinderilor, activități economice fiind concentrate în orașe mari, pregădere în municipiul Chișinău, totodată se evidențiază menținerea decalajelor urban-rural. Declinul populației tinere este cea mai importantă tendință negativă care caracterizează societatea noastră. Totodată se atestă modificări semnificative în comportamentul demografic al tinerilor, iar situația pe piața muncii, fiind analizată parcursul ultimul an, atestă persistența anumitor probleme ce țin de oportunități de angajare a tinerilor în câmpul muncii, în special în mediul rural și în orașele mici, cu evidențierea anumitor factori structurali fiind marcate de diferite problematici. Totodată, în cadrul studiului a fost analizat scopurile pe care și le propun tinerii de realizare în viață. În mare parte, acestea sunt orientate spre cariera profesională, spre deținerea locuinței proprii și spre formarea familiei principale. Aceste patru fiind majore în viziunea tinerilor. Totodată, fiind analizat fiind evaluate facilitățile pentru tranziția tinerilor la viața de adult, marea majoritate a tinerilor, fiind intervievați, au remarcat că, la momentul actual, posibilitatea tinerilor de a avea propria locuință, de a avea un loc de muncă bine plătit, precum și ce ține facilități de susținere a familiei tinerii, prezintă probleme serioase și foarte serioase pentru majoritatea tinerilor. Și ține de determinanții traseului educațional al tinerilor, studiul evidențiază că absoluta majoritatea tinerilor își finalizează studiile până la vârsta de 24 de ani. Se atestă diferențieri semnificative în traseul educațional, fiind mai extins în mediul urban și în rândul femeilor și, evident, un traseu mai redus în rândul bărbaților și în mediul rural. Totodată, studiul
scos în evidență o corelație semnificativă între nivelul de studii al părinților și cel al copiilor. Un nivel de instruire mai înalt corelând cu nivel de instruire și la fel de înalt în rândul părinților. Ceea ce se explică prin capitalul uman care este orientat spre copiilor în procesul de creștere. Deci, ilustrativ, atunci când ambii părinți au studii gimnaziale și medii generale și marea majoritate a copiilor lor la fel se vor limita la un nivel scăzut de educație, în special dacă aceștia sunt în mediul rural. Totodată, dacă cel puțin un părinte are studii superioare și copiii lor cel mai vor urma un nivel mai înalt de educație. Totodată, în cadrul studiului a fost analizați adițional prin aplicarea modelului logistic de regresie, care sunt factorii determinanți ai părăsirii timpurii a sistemului educațional. Adică cei tineri care pe finalizarea procesului educațional, de ciclul obligatoriu, nu-și continuă studiile. Acesta arată fiind parcursul ultimilor 10 ani, oscilând în jur valorii 20%, adică destul de înaltă, în special comparativ cu toate țările din regiune. Astfel, modelul logistic de regresie vine să confirme încă o dată că determinanții cei mai importanți care determină, care evidențiază traseul educațional al tânărului este nivelul de instruire al părinților, mediul de reședință rural, genul în rândul bărbaților fiind mai înalt probabilitatea, precum și au fost testați un șir de indicatori adiționali, cum ar fi vârsta la nașterea primului copil până la 19 ani în cazul femeilor, reduce probabilitatea că își vor continua studiile. Totodată și numărul de copii în familia de proveniență s-a dovedit a fi un indicator semnificativ statistic, adică dacă în familia de proveniență sunt mai mulți copii, trăiești mai mulți, cresc șansele că tânărul, în special dacă sunt în mediul rural, cresc șansele că și tânărul se va limita la acesta. Ce ține pe dimensiunea determinanții integrării profesionale a tinerilor, datele analizate în cadrul studiilor sociologice vin să confirme datele la nivel datele statistice că integrarea profesională a tinerilor rămâne a fi o problemă pentru o mare parte din tinerii în Republica Moldova. Astfel, ponderea tinerilor angajați, chiar și după vârsta de 24 de ani, oscilează în jur valorii 50%. În timp ce fiecare a patrulea tânăr este neangajat în câmpul muncii și o merg fiind în căutarea unui loc de muncă, iar o treime din tineri sunt inactivi pe piața muncii, nici nu studiază, nici nu lucrează. Totodată, a fost analizat statutul ocupațional al tinerilor după anumite caracteristici. Deci, angajarea stabilă, care are la bază contract pe termen limitat, este determinată, în primul rând, din nivelul de studii înalt, mediul urban. Iar angajarea precară și incompletă în câmpul muncii se evidențiază în mediul rural, adică unde ori sunt neangajați în câmpul muncii, ori sunt inactiv, atestă predominanță mediul rural, mediul în rândul tinerilor cu un nivel de studii scăzut și dacă femeile sunt mare parte, au un statut inactiv, atunci bărbații în mai mare măsură sunt șomeri, adică sunt în căutarea unui loc de muncă. Prin urmare, dezavantajele intersectoriale ale tinerilor privind angajarea în câmpul muncii țin de nivelul de instruire și mediul de reședință mare parte, gen. Totodată, adițional, iarăși au fost testați anumiți indicatori privind probabilitatea, prin aplicarea modelului de regresie logistică, determinanții statutului NIT șomeri a fost separat și statutului NIT inactiv separat. Deci, în mare parte, aceste date vin să confirme datele enumerate mai sus, și anume că determinanții cu cel mai mare impact asupra traseului profesional al tânărului constituie nivelul de studii, adică cu cât nivelul de studii este mai jos, cu atât este probabilitatea să numerească, să nu fie angajat, dar să fie tânărnit, mediul rural și probabilitatea, adică după finalizarea studiilor, adică cu avansarea în vârstă, crește proporțional și ponderea tinerilor în clasație în situația dată. Totodată a fost
au fost testați și anumiți indicatori privind interacțiunea cu alți cu alte evenimente ce țin de tranziția la, la viața tinerilor de adult. Astfel, tinerii mici-omeri, în mai mare măsură, au probabilitatea să locuiască cu părinții, adică ceea ce întârzie traversarea tranziției spre locuința proprie sau autonomie socială, și mai des și totodată mai des primesc ajutor din partea membrilor altor membri a familiei sau chiar transferul de peste hotare. Determinanția a treilea dimensiune importantă de ce ține de determinanții tranziției tinerilor de la viața de familie, de proveniență la familia de destinație, arată că ponderea tinerilor care locuiesc împreună cu părinții este direct, evident, direct proporțională cu vârsta acestora. Totodată se atestă anumite date relevante care sunt specifice pentru mediul nostru, adică dacă în localitățile rurale marea majoritate locuiesc în locuințe proprie, atunci în mediul urban tinerii trăiesc în locuințe care sunt în mediul urban, 45% din tinerii cu vârsta între 15-19 ani și mai mult de jumătate sau 54% din tinerii de 20-24 de ani stau într-o locuință închiriată. Da? Ceea ce tot are semnificație. Evenimentele ce țin de formarea propriei familii și a devenit părinte, la fel înregistrează o prevalență acestor evenimente odată cu înaintarea în vârstă, ceea ce este evident. Totodată se atestă diferențieri sociodemografice, tradiționale, femeile din mediul rural, femeile și femeile din mediul rural mai și întemeiază familia și vârsta la medie la apariția primului copil este la o vârstă mai tânără comparativ cu mediul urban. Totodată cea mai mare semnificație statistică este nivelul de studii, cât nivelul de studii este mai înalt, cu atât este, aceste evenimente sunt mai târzii, se întâmplă mai târziu, și atât în rândul femeilor, cât și în rândul bărbaților. Deci, aplicând analiza de tip cluster, fiind introduse toate evenimentele și vârsta medie la când a fost posibil de apariția acestor evenimente, a fost posibilă de determinat 4 modele caracteristice la etapa actuală pentru societatea noastră. Deci e vorba de tranziția complexă, tranziția incertă, tranziția precară și tranziția timpurie. Deci tranziția complexă este ponderea din constituie 29 practic cu treime din tinerii s-au clasat în acest model, fiind în mare parte caracteristică pentru persoanele care au un nivel de instruire mai înalt, un parcurs educațional mai extins, mare majoritate fiind angajați deja în câmpul muncii. Dar totodată se atestă că vârsta medie la producerea evenimentelor demografice este mai târzie, respectiv un parcurs educațional mai extins duce la o producere evenimentelor demografice mai târzie. Totodată nivelul de studii, evident, în cadrul acestui model este mai înalt. Modelul de tranziție incertă este cel mai are ponderea cea mai înaltă și totodată este cel mai diversificat, fiind compus atât de femei care la momentul actual sunt în concediu maternitate, stau acasă, având statut de inactiv, sunt în concediu maternitate, și bărbați care mare parte au o angajare informală sau temporară, ceea ce pentru ambele categorii duce la o incertitudine, da, privind traseul mai departe. Totodată, comparativ, este caracteristic pentru acest, are o pondere mai înaltă a tinerilor care cu un nivel de studii mai jos, dar tot se evidențează studii profesionale comparativ cu alte, și o pondere mai înaltă în mediul rural. Ce ține de tranziția precară, sunt tinerii care la moment nu sunt angajați în câmpul muncii și iarăși se confirmă având o prevalență în mediul rural
și totodată, deci șomieri sunt 37 și inactivi sunt 36, totodată nivelul de studiu, marea majoritate, un nivel redus de, sau un nivel scăzut de instruire, având studii gimnaziale și respectiv vârsta de producere a evenimentelor demografice la femei, dacă chiar este mai, la o vârstă mai tânără, în cazul bărbaților, oricum este, este comparativ cu celelalte trasee. Și modelul tranziției timpurie este caracterizat mare parte, este caracteristic mare parte pentru femei având o pondere covârșitoare și totodată iar se evidențează mediul rural. Traseul educațional este cel mai redus comparativ cu celelalte modele, fiind de doar adică vârsta medie la finalizarea studiilor în cazul femeilor este cea mai redusă și practic mai jos de 17 ani, da? Dar totodată aceasta s-a transpus într-o producere a evenimentelor demografice mai devreme comparativ cu celelalte, cu celelalte modele. Totodată, în cadrul studiului, au fost, au fost analizați și anumiți indicatori care au fost prestabiliți, care au fost adițional calculați, privitor la starea, la indicele de privări sau ce probleme se confruntă ei, confruntă ei. Astfel, datele acestui studiu vin să demonstreze că tranziția precară și tranziția timpurie, adică marea majoritate a tinerilor care nu sunt angajați în câmpul muncii, se confundă cu cele mai mari probleme de ordin material, adică 37-40, valoarea netă a veniturilor este până la 5.000 de lei, totodată întâmpină dificultăți de achitare a cheltuielilor curente, iarăși în mare parte cei care au o tranziție, adică timpurie, nefiind angajați în câmpul muncii. Totodată și în cazul acestor două modele se evidențiază că primesc într-o pondere ceva mai mare ajutor peste din alți membri a familiei. Totodată, după cum a fost menționat anterior, și cadrul național legal și politicile sectoriale care le promovează orice stat au influență asupra procesului tranziției la viața de adult. Analiza cadrului național legal în domeniul tineretului și a politicilor sectoriale atestă că există un număr suficient de legi, programe, strategii care direct sau tangențial abordează aceste probleme. Pe paliera politici educaționale, pe paliera politici de ocupare forței de munci, politici familiale și politici în domeniul locuințelor. Aici sunt evidențiate tendințe sau anumite direcții care sunt preponderente. Totuși, chiar dacă se atestă un număr și acestea au fost racordate, au fost sunt modificate potrivit legislației, potrivit tendințelor, potrivit acordurilor la care europenii și internaționali la care Republica Moldova a aderat, totuși, se atestă din cadrul studiilor cu experții și din cazul, în cadrul analizei altor rapoarte, se evidențiază, totuși, deficiența cea mai mare este intersectorialitatea între aceste, între, chiar dacă este stipulat că aceste politici și măsuri de politici, strategii sunt intersectoriale și trebuie să abordeze problemele tinerilor, totuși, din anumite considerențe, aceasta este deficiența cea mai mare, care este întâmpinată anumit implementarea lor, și nu este asigurată intersectorialitatea. Totodată, chiar dacă sunt evidențiate în cadrul diferitor politici grupuri dezavantajate, cum ar fi tinerii NIT, tinerii care prematur părăsesc sistemul educațional, totuși, datele arată că măsurile sau de targetare acestora sunt încă destul de ineficiente, dat fiind faptul că persistă procentul înalt și a tinerilor NIT și a tinerilor care părăsesc sistemul educațional. Cadrul instituțional legal sau instituțiile se atestă un număr important de instituții care au menire să implementeze direct sau tangențial aceste politici, sunt respectiv ilustrate aici, fiind totodată modificate, ajustate potrivit ultimilor rigori și așa mai departe. Totuși, iarăși, ca și în cazul precedent în anumită conjunctură politică sau se atestă, în primul rând, un deficit de resurse umane, în special ce ține de lucru cu tinerii și în special în mediul rural, unde practic aceste centre sau sau organizații care au menirea sunt, nu sunt prezente, da? Adică întâmpină dificultăți și totodată serviciile care se orientează aceste, aceste centre, mă refer în special la centre, sunt insuficiente
prin raportarea lor la diferite categorii de tineri, mare în parte se orientează către tinerii mai de vârstă până la 19 sau chiar până la 2, până cât sunt încadrați în sistemul educațional, și mai puțin tinerii care după ce au părăsit, acestea fiind alte grupuri, chiar dacă legislația presupune tinerii în Republica Moldova sunt până la 35 de ani, totuși puține organizații sau centre se orientează mai mult spre vârstele mai tineri. Inclusiv și iarăși serviciile de outreach, de targetare a grupurilor defavorizate, tinerii mic sau tinerii care de familii defavorizate, nu constit, adică sunt mai puțin targetați prin intermediul acestor servicii, cu excepția a organizațiilor care nemijlocit au drept obiectiv targetarea acestor grupuri de tineri. Deci, concluzionând, se poate de afirmat că tranziția la viața de adult în Republica Moldova demonstrează modele specifice în funcție de gen, vârstă, mediu de reședință și nivel de instruire al tinerilor. Traseul educațional al tânărului sau nivel de studii are cea mai mare semnificație statistică în producerea celorlalte evenimente, cum ar fi angajarea, formarea familiei, apariția unui copil. Capitalul uman al familiei de proveniență la fel are o importanță majoră în direcționarea traseului educațional, iar gradul de urbanizare, dezvoltare economică, în cazul dat a localității, servește calitate de factor substituent sau de ajustare care vine în ajutorarea tinerilor defavorizați. Persistă o inegalitate și stereotipuri prin rolurile femeilor și ale bărbaților în societate. Totodată, evenimente ce țin de tranziția de familie se produc mai devreme în rândul femeilor și mediul rural, de multe ori nefinalizând tranziția la muncă, în timp ce în rândul bărbaților evenimentele demografice se produc mai târziu, dar în schimb mai devreme are loc tranziția la muncă, da, fiind rolul acestui bărbat. Prevalența ponderii tinerilor care părăsesc timpuriu sistemul educațional în mediul rural și persistența înaltă a tinerilor mic în mediul rural ne permite să afirmăm că aceste fenomene au o ruralizare acestor fenomene, da? Acești tineri fiind defavorizați, în special dacă au un mediu familial defavorizant. Interacțiunea dintre resursele financiare, oportunitățile de angajare și accesul la locuințe accesibile poate influența semnificativ capacitatea tinerilor de a-și se integra. Văd că mediul rural, în mare parte, se închiriază, da? Adică au nevoie de susținere anumită în angajare, finalizarea studiilor, angajare, accesibilitate locuințe. Incertitudinea tinerilor cu privire la integrarea profesională și viitorul lor continuă să alimenteze, să stimuleze un nivel înalt de intenții migraționiste. Multe ori migrația este văzut ca o strategie de coping sau de a face față provocărilor la nivel, când se confruntă probleme la nivel în țară. Deci, abordarea provocărilor care se confruntă tinerilor necesită intervenții de politici comprehensive și intersectoriale, cum de educație, sănătate, angajare, locuință. Deci, asta ne-a permis, am formulat un șir de recomandări de poliție, sunt indicate doar câteva, atât pentru factorii de decizie la nivel local, totuși, reieșind din concluziile trasate pe parcursul studiilor, necesită fi create locuri de muncă, anumit deschiderea unor întreprinderi, inclusiv sociale, cele mai defavorizate localități. Totodată, pentru cele mai vulnerabile categorii, ca să asigurăm o angajabilitate și implementarea măsurilor, dat fiind traseul educațional are o influență covârșitoare asupra producerii, asupra integrării sociale acestora, implementarea măsurilor de prevenire a abandonului școlar sau părăsie timpurie sistemului de învățământ. Dezvoltarea participativă a strategiei, adică tinerii să participe în mijlocit la când se poate spune necesitățile care ei se confruntă, și finanțarea publică a sectorului de tineret, fie echipabil pentru diferite comunități. Deci, factorii de decizie pentru anumite recomandări pentru factorii de decizie la nivel local, elaborarea
strategiilor locale în domeniul tineretului și includerea acestor componente în strategia de dezvoltare raională. Chiar ele, chiar dacă sunt în anumite localități, ele, care au fost analizate, nu sunt atât de bine trasate sau corelate cu mijlocit cu necesitățile reale ale tinerilor. Și includerea subiectelor probleme concrete pe agenda autorităților publice locale și de prioritizare dezvoltare locală. Da? Implicarea APL și asociațiilor obștieți în promovarea solidarității dintre generații cum se produc asta. Și recomandări de politici la sectorul asociativ. În primul rând, dat fiind faptul că trebuie să fie asigurate șanse legale de acces a tinerilor la programele și serviciile. Trebuie să găsească diferite modalități pentru să ajungă la cei mai defavorizat. Chiar dacă nu este stipulat, acestea trebuie să găsesc metodele printr-o abordare autorități publice, instituții, adică împreună toate instituțiile care activează la nivel local. Și, evident, extinderea activității și serviciilor adresate de tine, nu doar pe grupe distincte de vârstă, și pentru și interese. Să nu se limiteze doar la anumite categorii de vârstă. Și, acasă, da, mulțumesc mult! Mulțumim tare mult, Mariana! Deci, practic, durata asistență. Acum noi trebuie să adresăm întrebări disertantului. Poftim, ce întrebări aveți? Daniela. Eu aș avea două întrebări. Prima întrebare se referă la studiul realizat de tine, aspectele etice a cercetării, pentru că au tineri de la 15 la 35 de ani și probabil ai avut și anumite provocări ținând cont de vârsta aceasta. Și a doua întrebare se referă la ceea ce spuneai și este foarte bine redat în teză vis-a-vis de activitatea Agenției Naționale pentru Programe și Activități de Tineret. Foarte bine ai evidențiat necesitatea specialiștilor, lucrătorilor în tineret și ei acum încearcă cu Ministerul Educației și Cercetării să remedieze această problemă. Ai fixat foarte bine și activitatea centrelor de tineret. Actualmente noi avem peste 30 de centre de tineret, fără centre de sănătate prietenați tinerilor. Dar, așa cum spuneai, activitatea lor se rezumă la tinerii din instituțiile de cultură generală, la învățământ. Deci, întrebarea, ce recomandări ai, pentru că n-am găsit în piață, pentru a eficientiza activitatea acestor centri de tineri? Cum facem? Răspundem imediat la întrebări sau își notează doamna întrebările și răspunde la final? Imediat? Ok. Mulțumesc mult pentru întrebări, da. Ce ține de prima întrebare, realizarea studiului, au fost aplicate mai multe, adică prin autocompletarea studiului, dar accesând nemijlocit link-ul care duce, și prin interviu direct, operatorii de interviu au realizat. În ambele cazuri, dacă în cazul când completa online chestionarul, atunci era acord de participare un el de fac, a făcut cunoștință cu toate lungii specificații, cu adică poate să nu răspundă. Dar doilea rând am izat pe asta că nu sunt subiecte sensibile. Adică sunt întrebări de ordin general, care asta ca să aprofundăm. Dar în cazul interviului direct, atunci tot a fost acord de participare cu tinerii care sunt 18 ani. Într-adevăr, au fost luat în calcul. Ține de a doua întrebare. Da, într-adevăr, e o întrebare foarte bună privitor la activitatea agenției și a centrelor de tineret. Într-adevăr, este deficitar. Poate tangențial eu am menționat că ar fi bine, cred că, să implementeze anumite modalități, adică tehnologii mai avansate, cum ar fi, de exemplu, webinarii online, adică cumva ei se limitează mai mult la doar socializare, voluntariat. Poate cumva să aplice și alte instrumente mai moderne de atragere altor categorii de tineri. Da? Și plus, cred că când am realizat interviurile cu centrul de tineret și centrul de prietenoase în localitățile sau unde comunicarea dintre ei era foarte bună, APL, centre,
tretenoase centineret, rezultatele erau foarte bune și erau o implicare mai mare. De asta aș miza pe, în continuare, să accentuez, nu se vadă ca concurență sau ca o substituire, dar să concureze toți împreună pentru și să nu se limiteze la comunitatea unde se află, dar să se orienteze și pentru comunități mai dezavantajate, prin echipe mobile, prin, adică cumva, adică să aplice și alte modalități. Mulțumim tare mult! Mariana, încă întrebări, vă rog, da, poftim, Tatiana. În contextul continuării deci din anii 90 până în prezent, cel mai reprezentativ segment al cercetărilor doctoratelor în domeniul sociologiei sunt problemele legate de tineret. Adică prevalează, dacă nu știu, cel mai multe doctorate respective. Rezultatul cercetărilor sunt formulate multiple recomandări adresate structurilor guvernamentale din Republica Moldova, iată din studiu, analiza dumneavoastră, monitorizarea documentelor, în ce măsură guvernanții țin cont de recomandările sociologiei. Mulțumesc, bună întrebare. Dar, fi de dorit mai mult să țină cont, evident, nu fi doar, într-adevăr, cred că parcursul activității când activează în calitate și lucrurile, cred că sunt mai multe am văzut foarte bune și foarte bune, dar privitor la și la problematica ce ține de tineri și mai puțin racordarea activităților instituțiilor guvernamentale la aceste recomandări. Totuși, după părerea mea, cred că ultimii ani anumit probabil cu deschiderea organizațiilor europene sau adică totuși cred că centrul tineret dacă la început cumva este o evoluție, dacă la începutul anilor 90 erau foarte multe ONG-uri în domeniul tineretului, acum totuși se orientează către centri de tineret și servicii prietenoase tinerilor, cumva este racordarea, adică reorientarea. A doilea, cred că totuși se racordează parțial la anumite recomandări, dat fiind faptul că, de exemplu, extinderea chiar vârstei, da? Sau serviciilor, sau cred că parțial ar putea spune că se regăsesc, dar nu în măsura care ar fi trebuit să fie implementat. Mulțumim tare mult! Încă întrebări, vă rog? Eu am întrebare. Spuneți-mi, vă rog, cum credeți dumneavoastră, ce impact are migrația părinților asupra, deci, tranziției tinerilor, deci, la viața de adult? Asta e prima întrebare. Și a doua întrebare ar fi, în foarte multe, fac un mic comentariu, în foarte multe țări, școala are un rol decisiv, de fapt, în tranziția, deci, copiii sau tinerilor la viața de adult. Care e rolul școlii la noi și care ar trebui să fie rolul școlii la noi? Mă refer în special la, deci, pregătirea pentru abilitare vocațională și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru întrebări, da, foarte bune întrebări. Parțial am aportat această problematică, emigrarea sau migrația părinților peste hotare a avut în familiile unde au fost părinți, unul sau ambii părinți, a avut, cred că, un impact și asta este foarte bine, sunt lucrări foarte bune care arată impactul. Cred că cel mai negativ impact se rupe transmiterea intergenerațională a valorilor la o generație la alta, da? Chiar și aceeași cultura muncii, care noi am văzut-o când aveam părinții alături și poate acum mai puțin, dar la anii 2000 era format așa un comportament în rândul fiind consumerist, adică așteptând să fie aprovizionați, spun așa, asigurați, da, mulțumesc, asigurați de către părinți. Da, a avut un impact, evident, este descris impactul, care nu putem nega și impactul pozitiv, da, factorii economice, mulți au îmbunătățit nivelul de trai, au avut acces la studii poate mai bune, care poate nu le aveau, dar totuși cred că impactul, eu aș spune că impactul negativ, anumit că s-a întrerupt legătura asta dintre generații sau cred că îi prevalează, după părerea mea. Și rolul școlii. Rolul școlii, da, evident, eu am atras recomandări, cred că tot și am atras atenție semnificativ. Rolul școlii în orice societate este covârșitor, pentru că el asigură, ar trebui să asigure egalitatea de șanse pentru toți, prin politicile promovate. Adică să atenueze
inegalitățile care sunt la nivel de familie, dar nu trebuie să observăm. Din păcate, reieșind la analiza informației, permit să spun că rolul școlii la noi nu și-a atins, nu are acel impact care ar fi trebuit să-l aibă asupra tranziției tinerilor la viața de adult. Eu aici, din păcate, din lipsă de... N-am impus tabelul, era cum ei consideră, în ce măsură școala le oferă și mare majoritate... Te pregătești. Mare majoritate a spus că nu-i pregătește. Nu, școala nu-i pregătește, nici profesional, nici pentru a face față provocărilor când merg în viața de adult. Da, acum, dacă noi vorbim de școlile astea model care vreau să dezvolte acum Ministerul Educației, probabil că dacă ele să fie model și inclusive, deci în cazul dat ar trebui să schimbăm curiculul școlar, unde spunem foarte mult accent pe educația vocațională și poate chiar să oferim copiilor care nu au posibilitatea și nu pot să facă studii mai departe, să termine școala cu o profesie și să încadreze în câmpul muncii. Da, exact. Și asigur, e chiar și mă tare. Adică, cumva, menționat, pot fi un mecanism de deționare preventivă în cadrul anumit asupra familiilor, unde riscul de abandon școlar și fiși cumva prompt să intervină. Dar, din păcate, în studiul tinerilor NIT, când am făcut și cu factorii de decizii la nivel local și cu tinerii, s-a evidențiat un aspect mai puțin poate lucrat în cadrul studiilor anumit o disconsiderare a anumitor categorii de tineri, care, copii, care dacă vin din familie, da, cumva, eu am menționat undeva, cred că ar trebui schimbat atitudinea în față, să-i ajutăm, nu să desconsiderăm, cumva este un aspect așa etic, mai puțin poate da, dar ne, da. Mulțumim tare mult, Mariana, încă întrebări, vă rog. Da, poftim, vă prezentați. Sunt Aleș Pirba, Centrul de Cercetări Democratice. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea, a fost foarte interesant și util nouă în viața noastră științifică. Întrebarea mea vine să complimentez cea legată de migrație. Cum credeți, în ce măsură numărul actual înalt al tinerilor NIT sau este cauzat de intențiile migraționiste ale tinerilor când ei inițiază sau doresc să inițieze cariera sa profesională deja peste hotare? Da, exact, mulțumesc. Da, asta e de întrebare. Într-adevăr, dacă privim chiar și privind indicatorul NIT, sub categoriile de tineri care fac parte din categoria NIT, cea mai mare parte din tineri care nu lucrează și nu activează, intenționează să plece peste hotare. Mai mult de 60% din tineri care la moment sunt inactivi, fie Biroul Național de Statistică așa delimitează această categorie. Au loc de muncă sau intenționează să plece la muncă peste hotare. Peste 60% din tinerii din această categorie, bărbați, se încadrează în categoria asta. Da, și într-adevăr, fluxul ăsta migrațional influențează și mai ales rețeaua deja formată. Plus și organizațiile care prestează astfel servicii sunt multe. Și cumva concurența, salariile atractive din țări din regiune, cumva fac fluxul ăsta continuu. Da, și cumva ar fi trebuit niște politici mai targetate și mai orientate pentru o anumită categorie, anumit reieșit din gestiții lor. Și cea mai mare parte sunt din mediul rural. Poate am spus, poate crearea întreprinderilor anumite zone unde sunt mai mult defavorizate, unde ar putea să... Mulțumim mult! Încă întrebări, vă rog? Da, poftim! Colegul Bulgaru, Universitatea asta. O întrebare mai aproape de statistică. Pentru tipologizarea tranziției ai folosit GGS-ul. Da. Undeva am văzut în piesă că ai extras de acolo vreo 3.000 de cazuri. Da, 3.800. Dar am fi tipăreabile. Numai pentru tipologizare? Da. Pentru tipologizare, așa, am folosit variabile, am folosit am folosit atâtea variabile continue și categoriale. Continue a fost vârsta medie la finalizarea studiilor, vârsta medie la nașterea copilului, primului copil, vârsta medie la căsătorie. Asta a fost posibil în GGS. La variabile categoriale a fost producerea acestor evenimente. Este căsătorit, este angajat. Cred că în total, dacă ne referim la toți, cred că la tipologizare doar, da. Da.
Da, adică au fost. Și el a permis, eu am specificat acolo, a permis acest tip de clusterizare, permite indicatorul sau cel, cel mai mare pondere în formarea acestor clustere. Și pondere cea mai mare a avut o anumită angajabilitate, adică i-a tipologizat potrivit. Mulțumim mult, încă întrebări, vă rog. Dacă se poate eu. Da. Doamna Mariana, ați abordat subiectul ocupării tinerilor în câmp muncii, un subiect destul de actual. Gândez indicați despre faptul că sunt anumite politici de ocupare și da, în ultimii ani au fost făcute anumite schimbări, inclusiv în adoptarea unei noi legi. Și de altă parte, vreau să vă întreb dacă ați cercetat bunile practici ale altor țări în activizarea tinerilor. Pentru că noua lege care funcționează, ea transpune, practic, directivele Uniunii Europene. Da. Ce măsuri noi credeți că ar trebui implementate prin noua lege? Da. Da. Mulțumesc pentru întrebare. Da, într-adevăr, întrebare bună. Pur și simplu, într-adevăr, legislația care e aprobată la noi în Republica Moldova, practic, toată este racordată la bunele practici deja, adică din țările europene, în special. Ce ține de măsuri concrete, da, de activizare? Cred că din ceea ce am studiat, eu cea mai importantă sau cea mai mare impact a avut-o garanție pentru tineret la nivel de UE, care în toate țările a fost fondul de garantare. Da, fondul de garantare, da. Cred că asta e cel mai bun fapt. Da, ea se implementează deja din 2015 și deja am studiat rapoartele de impact. Chiar și la nivelul țărilor Uniunii Europene, impactul este diferit, reieșind din contextul țărilor și din măsurile concrete. Adică, chiar dacă e aplicat la nivelul țărilor, adică, cumva, bunele practici nu pot fi preluate, cumva trebuie ajustat la contextul specific și specific țării noastre. Foarte bun, dar eu aș da exemplu care am spus acum de fondul de garanție, foarte bun, pentru că el se orienta, în genere, cumva, este o abordare individualizată, se coboară la nivelul individului, ce are nevoie anumit tânărul acesta pentru a se angaja. La noi, cumva, este încă, eu, în ce am studiat, este o abordare mai mult per grupuri, fără o target, cumva, ceea ce mai, pe părerea mea, diminuează din impactul care ar putea să-l aibă. Acolo era, de exemplu, dacă tânărul vrea să dezvolte, adică potrivit necesităților lor, cumva. Și asta am văzut, sunt practici bune, da, la nivelul eu, v-am dat exemplu asta, dar totuși impactul este diferit potrivit țărilor și legislația. În genere, tranziția la viața de adult sunt trei piloni care poate fi explicate diferențele astea dintre țări. Asta e sistemul educațional, cât el este pregătit, o pregătește tână. E sistemul de formare și relația cu sistemul educațional, cu piața muncii și legile de protecție socială, adică ce oferă tânărului. Și țările unde pun accent mai sau cumva, acelea au și mai mari. Cumva, da, trebuie, sunt pune practici, dar el trebuie foarte atent implementat la nivel fiecare țară, preieșând în context. Mulțumim mult, încă întrebări, vă rog. Eu am întrebat, dacă s-au pornit discuțiile pe tema pieței muncii în Republica Moldova, despre ceea ce vreau să continui cu același subiect, cum priviți dumneavoastră conceptul de flexibilizare a muncii în Republica Moldova, prin a oferi mai multor oportunități tinerilor de a se angaja în câmpul muncii, fiindcă la nivelul Uniunii Europene, încă la începutul anilor 2000, a fost dezvoltat conceptul de flexibilitate a muncii, format din două elemente, flexibilizarea și securitatea pe de o parte. Iată, flexibilizarea presupune mai multe forme flexibile de angajare a forței de muncă în câmpul muncii, ceea ce este specific și pentru tineri în cazul de față. Recent, Parlamentul Republicii Moldova a inițiat o reformă, reforma mini-job, așa îi spune, care să ofere mai multe oportunități tinerilor, studenților, pentru a se angaja în câmpul muncii. Ce părere aveți dumneavoastră referitor la această reformă sau mai mult sunteți pe ideea ca tânărul să-și finalizeze mai întâi studiile ca să nu
deterioreze în detrimentul angajării și atunci nu va deveni un tânăr format profesional, un bun specialist în domeniu pentru a accede pe piața muncii. Dacă mă întreba, părerea mea, iarăși am să fac o concluzionare la ce au arătat studiile. Anumit studii realizate în mediul tinerilor și tinerilor NIT au arătat că cei care au lucrat parcursul studiilor au avut o angajare, adică o trecere mai facilă pe piața muncii. Mai rapidă. Mai rapidă și mai facilă, adică tranziția asta a fost mai facilă. Eu de părerea că, adică pentru anumite cumva cred că trebuie privit, nu general, cred că sunt anumite specialități, mi-aș spune, care presupun chiar racordarea asta practic. Cred că da, eu sunt de părere că ar fi trebuit să fie promovat, fiindcă și altfel s-ar integra mai ușor și nu ar poate avea așa orientări intenții migraționiste. Studiile prin alternanță este o opțiune în cazul de față. Mi-e greu să spun, dar cred că trebuie studiat, cred că ăsta e un subiect foarte sensibil, trebuie de analizat separat, da, diferite obiecte, greu așa de spus, da. Cred că poate fi constituit un obiect de studiu separat, da, subiect de studiu. Da. S-a lansat discuțiile pe reforma respectivă, a fi fundamentate pe date. Da. Și măsurile care se propun acolo sunt neatractive pentru tineri. 5.000 de lei salariu pentru tineri, asta este neatractiv. Pentru că în IT astăzi studenții lucrează și câștigă mult mai mulți bani. De ce reforma nu o să aducă roade, așa cum se consideră roade. Dar din păcate nu sunt studii care se realizează. S-au avut bune practici din Olanda, din alte părți, dar... Germania. Dar trebuie de analizat tot spectrul de măsuri, nu doar mediul job, dar tot ce se oferă studenților pe lângă asta. Și mai este chestia că sfera la noi, iarăși în care spun în cadrul studiilor, sfera asta motivațională. Ea trebuie cumva menținută, adică motivați, atât financiar, da, tinerii, dar și sunt, da, adică neatractivitatea cumva, dacă m-ați spus mie asta, că tot e un fir roșu în toate studiile, și remunerarea și condițiile de muncă. Da. Și chiar promovarea muncii ca valoare. Exact. De exemplu, în Olanda, munca este considerată o valoare. Toți știu că la vârsta 13-14 ani trebuie să aibă. La noi, noi, migrația... Exact, da, eu am menționat asta. Da, aveți dreptate, pentru că da, s-a produs ruptura asta, transmiterea, da, sistemul ăsta de valori. Care, da. Ok, mulțumim tare mult. Ultima întrebare, vreau. Dacă mai este o întrebare. Așa, nu cea din urmă. Probabil că tangențial Mariana a atins întrebarea, eu doar nu mai vă cer părere în contextul în care vorbim că generațiile tineri din circuitul demografic al țării sunt de două ori mai mici aproape. Și dacă aceasta va schimba sau va modela cumva intrarea lor în viața adultă. Da, mulțumesc pentru întrebare. Da, am spus că de plinul populației și după o generație tinere, că este una din cele mai stringente probleme și reieșând când se mențin fluxuri migraționale atât și la studii cât și la lucru, și stabilirea, chiar și stabilirea cu traiului permanent, va influența, cumva, menționată în anunează pondere tinder și politicile sunt orientate spre alte categorii cumva, adică chiar și de alegători. De exemplu, devin alegători cumva se produce și a doilea, asta are un impact detrimental asupra pieții muncii. În primul rând, cred că asta, evident că raportul ăsta dintre angajat, pensionier și așa cum mai este la un nivel, dar da, asta în primul rând va avea influență foarte negativă asupra pieții muncii, da, și ulterior, da, și asupra altor, de exemplu, și acum se resimte numărul de elevi, de studenți și așa mai departe. Adică asta e o problemă foarte, foarte importantă și dureroasă și trebuie privită în ansamblu. Mulțumim tuturor pentru întrebările care au fost oferite. Mulțumim, Mariana, foarte mult pentru răspunsurile oferite. Ia loc acum. Deci, în continuare, oferim cuvânt doamnei secretar științific pentru a da citirea vizelor la teza de doctor prezentată la ședința primară a secției în care aceasta a fost discutată la seminarele de profil și a vizelor asupra autoreferatului prezentate de alt centru științific. Este binevenit să prezentăm partea finală a vizelor. Obiecțiile și sugestiile, dar nu sunteți împotrivă. Mulțumesc, doamna președinte. Onorată asistență, cu permisiunea noastră, voi da citire concluziile ședinței comune care a fost dată de
20 mai 2021 a Centrului Cercetări, Centrul de Sociologie și Psihologie Socială și a Centrului Cercetări Demografice. Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice și, precum am spus, a Centrului de Cercetări Demografice, a Institutului Național de Cercetări Economice. Ședința a avut loc la 20 mai 2021, au fost prezenți 11 persoane și un moment, deci, să dau greș. 20. Dacă să vorbim, s-a atras atenția la toate, la acea etapă s-au adus anumite recomandări care trebuiau să fie, aceea era etapa a discuției după ce a fost perfectată teza, dar am să dau citire doar decizii în rezultatul examinării tezii elaborată de doamna Crășmaru Mariana în vederea obținerii gradului științe clinice doctor în sociologie la specialitate de 641.02 structură socială, instituție și proces sociale în domeniul de activitate se apreciază ca o lucrare finalizată care conține valoare teoretică și aplicativă. Se evidențează noutate științifică și rezultate prezentate pentru susținere ca fiind inedite și relevante pentru disciplina sociologică și cu un caracter practic. În vederea perfecționării lucrării și îmbunătățirii conținutului acestea, se propune perfectarea și redactarea lucrării conform recenziilor și recomandărilor propuse. Teza e elaborată de doamna Crășmaru Mariana Gură. Atunci tema și-a fost un pic alta, acolo a fost o recomandare. La etapa următoare, în conformitate cu regulamentul de funcționare a consiliilor științifice specializate și de conferirea titlului științific aprobat prin decizia Consiliului de Conducere al ANACEC, numărul 38 din 10 octombrie 2018, cu modificările ulterioare. Se propune Consiliului Științific al Institutului Național de Cercetări Economice constituirea seminarului științific de profil cu specialitate 541.02 pentru susținerea tezei de doctor la această temă. Dar totuși, aceste schimbări care au urmat, noi acum, sunt la Universitatea de Stat a Moldovei, la Institutul, Universitatea de Stat a Moldovei deja, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociale. Seminarul științific de profil, avizul pozitiv al seminarului științific de profil pentru susținerea tezei de doctor, care din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice din 20 decembrie 2022. Așa, la această ședință au fost prezenți 11 membri ai seminarului științific de profil, inclusiv 2 membri au transmis avizul la teză. Dar, iarăși, în aviz sunt punctate toate aspectele ce ține de noutate, obiective, rezultatele și recomandări. Deci, teza corespunde criteriilor Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare al Republicii Moldova față de tezele pentru obținerea gradului științific de doctor în sociologie. Până la depunerea în cadrul Consiliului Științific Specializat, teza urmează a fi perfectată. Eu dau citire celor recomandări. Specificarea teoriilor care explică problemele de cercetare și aprofundarea analizei prin prisma teoriilor abordate în capitolele tezei. Este necesară redactarea noutății științifice și de a include în introducere rezultatele obținute, de a arăta valoarea aplicativă și practică a rezultatelor, de a ajusta cadrul metodologic și de descris criteriile utilizate la elaborarea tipologiei privind tranziția tinerilor la viața de adult, de prezentat mai detaliat datele din studiul sociologic realizat de autor inclusiv în plan comparativ, de formulat concluzii și recomandări în baza rezultatelor studiilor sociologice, reformularea mai concretă a concluziilor și recomandărilor corelate cu capitolele tezei, de indicat recomandări separat pentru factorii de decizie la nivel național, regional și local, de diferențiat recomandări specifice pentru categorii de tineri potrivit criteriului de tranziție la viața de adult, completă sau incompletă,
Teza de doctor în sociologie prezentată de doamna Crășmaru Mariana, acumulând 66 de puncte, se apreciază ca bună, necesită unele modificări, după efectuarea cărora și verificarea de către președintele seminarului științific de profil, se recomandă spre promovare în Consiliul Științific Specializat, în conformitate cu prevederile regulamentului privind constituirea și activitatea seminarului științific de profil din 10 octombrie 2018. În conformitate cu prevederile articolului 8 alineatul 2 al regulamentului CNA al Republicii Moldova, seminarul științific de profil propune componența Consiliului Științific Specializat și referenților oficiali. Membrii Consiliului Științific, după cum urmează, deci cei care au fost sunt prezenți astăzi ca membri al Consiliului Științific și referenții oficiali, au fost consemnați și la acel seminar și deja prin decizia ANACEC a fost aprobată. Da, aviz. Între timp, lucrarea. Mă scuzați, eu deja m-am depres, mă ridic. La avize, la alte avize, la teză și la rezumatul tezei au fost primite din partea Ministerului Educației și Cercetării, Direcții Politici în domeniul tineret, care nu a venit cu careva recomandări sau obiecții, dar menționează în concluzie Direcția Politică în domeniul tineret aprobă și susține rezultatele tezei de doctorat a doamnei Mariana Crășmaru și recomandă aplicarea acestora în contextul politicilor naționale pentru tineret. Șef Direcția Politică în domeniul tineret, Marcel Marini. Precum și s-au adus la cunoștință rezultatele tezei și teza la Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret din Republica Moldova și avizul iarăși este unul pozitiv, se menționează toate componentele foarte speciale, în mod special apreciem colaborare, abordarea intersectorială și complexitatea metodologică prin care doamna Crășmaru a explorat traseele educaționale, profesionale și familiale ale tinerilor, contribuită astfel la literatura de specialitate și la dezvoltarea sociologiei în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Tineret recunoaște valoarea aplicativă a tezei și exprimă interesul de a colabora în vederea implementării recomandărilor de politici formulate, având convingerea că aceasta vor avea un impact pozitiv asupra integrării sociale a tinerilor și asupra dezvoltării demografice și socioeconomice a țării noastre. Totodată, lucrarea reconfirmă că implicarea și investiția în sectorul de tineret poate aduce o valoare adăugată dezvoltării dimensiunii intersectorale a politicilor de tineret prin oferirea de noi oportunități, servicii și programe de calitate, tinerilor și familiilor tineri. În concluzie, Agenția Națională pentru Tineret aprobă și susține rezultatele prezentate în teză de doctor a doamnei Mariana Crășmaru și recomandă cu încredere aplicarea lor în contextul național, semnat de către domnul director Ion Domnul. Acestea sunt avizele care le avem, nu știu dacă este cazul, trebuie să menționăm că în 14 noiembrie 2023 au fost o masă rotundă la care au fost invitați autoritățile publice locale și centrale și organizațiile de tineret, inclusiv instituțiile interesate și publicul larg, pentru a face cunoștință cu unde anume acea masă a fost. A prezentat un raport de 40 de minute privind rezultatele cercetărilor realizate în domeniul tineretului, la care au fost prezenți și de la Ministerul Muncii, de Ministerul Educației, organizațiile cu care noi colaborăm. Aceasta. Mulțumim tare mult, doamnă secretar științific. Cuvântul se oferă doamnei Crășmaru Mariana pentru a se expune asupra obiecțiilor, sugestiilor care au fost făcute în cadrul seminarului de profil. Mulțumesc mult. Toate obiecțiile și sugestiile au fost luate în considerare, absolut. Eu sunt recunoscătoare, într-adevăr, au fost obiecții și sugestii constructive. Poate au fost luate în considerație, cine vede diferența între primele variante și acum. Eu sunt recunoscătoare că asta a fost doar în beneficiul și doar pentru îmbunătățirea calității lucrării. Da. Eu vă mulțumesc încă o dată și au fost luate toate în calcul. Da. Mulțumim tare mult, Mariana. Deci, permiteți-mi să ofer cuvântul conducătorului științific pentru a-și expune opinia cu privire la calitățile personale de cercetător a doamnei Mariana Crășmaru. Deci, oferim cuvântul doamnei Olga Gâgăuz, doctor habilitat în sociologie, conferențiar cercetător. Mulțumesc, stimată doamnă președinte.
Deci, doamna Mariana Crășmaru activează în cadrul Centrului de Cercetări Demografice din anul 2017. Până atunci, cunoașteți că Mariana a lucrat la Centrul Opinia sub conducerea apostatului profesor Tudor Dani, să-l aducem aminte și pe dumnealui, și a venit în centru ca un sociolog profesionist bine experimentat, bine pregătit, având și studiile în domeniul sociologic pe care le-a realizat în cadrul Facultății de Sociologie a Universității de Stat din Moldova. Vreau să spun că Mariana este și un cercetător care este pasionat de sociologie și în activitatea sa tot timpul atrage atenția la detalii, la corectitudinea metodologiei și acest lucru se observă în toate activitatea ea, a ei în diferite proiecte de cercetare pe care am avut pe parcursul activității și totodată pe lângă aceste abilități profesionale înalte, ea posedă și calități personale, specifice pe care o caracterizează ca persoană, personalitate și care i-au permis să realizeze și teza de doctorat. Mariana atrage atenție și este foarte atentă la toate aspectele ale muncii sale și încearcă să respecte standardele academice înalte în activitatea profesională. Unul din punctele forte ale Marianei este capacitatea de a aborda problemele actuale din perspective noi și inovatoare. Tot timpul este interesată din ceea ce se întâmplă în domeniul sociologic, care sunt cele mai actuale probleme care urmează să fie, care trebuie de abordată, adică sunt de o actualitate deosebită. Și tot timpul este deschisă și are această o năzuință de a cerceta, de a studia, de a crește profesional, ceea ce este foarte bine pentru Centrul de Cercetări Demografice și faptul că avem acest așa un specialist în cadrul centrului ne permite să ne implicăm în mai multe proiecte la care Mariana a fost și ca executor și ca coordonator. Deci ea este un executor foarte responsabil atunci când este în rolul, în acest rol, și totodată este și un manager foarte bun atunci când este în rolul coordonatorului, să spunem, când este vorba de colectarea datelor sociologice în teren, prelucrarea statistică a acestora, elaborarea unui raport, deci colaborarea cu colegii de la centru este foarte eficientă, cu respectarea principiilor etice și foarte prietenoasă. O calitate a Marianei este integritatea în ceea ce privește respectarea eticii profesionale și în relațiile cu colegi. Abilitatea de a înțelege ceea ce se întâmplă în societate, ceea ce este foarte important pentru un sociolog, de comunicare atât cu partenerii de cercetare, cât și în comunitate când este vorba de desfășurarea cercetărilor științifice la nivel local, comunicarea cu administrația publică locală, cu diferite organizații. Am avut o experiență vastă în acest sens. Mariana s-a manifestat foarte bine în coordonarea unui proiect destul de complex care se numește Urmărirea traseului profesional al absolvenților instituțiilor superioare, prezentând rezultatele, deci coordonând toată activitatea în desfășurarea acestui proiect. Deja, cum am menționat, Mariana este un sociolog devotat și aceasta o evidențiază și eu sunt ferm convinsă că ea încă o să aducă o contribuție importantă în dezvoltarea sociologiei în Republica Moldova. Mariana este mama a doi copii, care în perioada aceasta de elaborare a tezei au fost în clasele primare, și evident au avut nevoie de supravegherea din partea mamei, nu au fost
nu a fost ușor pentru Mariana. Este soție, este fiică cu responsabilitățile și obligațiunile respective, dar totodată prin capacitatea ei de a coordona activitatea, de autoorganizare, a reușit să se concentreze asupra acestor abilități și familiale, și profesionale, și să realizeze teza de doctorat. Mulțumim foarte mult, doamna conducător științific. Oferim cuvânt referenților oficiali. Pentru început, oferim cuvânt domnul profesor doctor habilitat Bârcă Alec, Academiei de Studii Economice. Poftim. Poate doamna mai întâi. Așa. Vă mulțumesc, doamna președinte. Așa e lista aici, deja dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru cuvântul oferit. Vreau să zic că problema tinerilor a rămas, rămâne și va fi în continuare problema discutată. Acum, două săptămâni, fusesem la o altă teză de doctorat, unde erau discutate problemele persoanelor în vârstă. Și acum, în două săptămâni, am trecut la altă extremă, la tineret. Dar se vede că problemele sunt de altă natură la aceste două extreme demografice, să le spunem așa. Și problema tinerilor, într-adevăr, este o problemă care trebuie să implice nu doar instituțiile guvernamentale să fie responsabile. Trebuie să pornească de la familie, în primul rând, ca părinți să conștientizăm viitor, care este viitorul copiilor noștri în cazul de față, ce urmează ei să realizeze. Și Mariana, în lucrarea sa, a evidențat bine faptul că acolo unde părinții au un anumit nivel de studii, evident, vor și de la copii mai mult în cazul de față și în cazul dat, iarăși, apare problema că societatea este ceea ce dictează și educația tinerilor în cazul de față. Și dacă mai facem referință și la datele statistice, noi vedem că nivelul de educație al tinerilor ocupați în câmpul muncii este redus comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană în cazul de față. Și atunci probleme privind tranziția tinerilor de la viața juvenilă la cea de adult sunt globale și dispersate în diferite sectoare, cum sună și tema tezei în cauză. Însă, pentru a nu face mult introducere la ceea ce vreau să vorbesc, am să dau citire avizului în cazul de față și am să încep mai întâi de toate cu actualitatea temei de cercetare, în care tinerii reprezintă una dintre cele mai importante categorii ale populației, având în vedere durata de manifestare a acestora pe parcursul vieții și contribuția în timp la dezvoltarea societății. La diferite etape de dezvoltare a societății, tinerii, prin valorile însușite, și-au lăsat amprenta pozitivă, dovedind curaj, perseverență, motivație, angajament în diferite sfere de activitate. Totodată trebuie remarcat faptul că sistemul de valori al tinerilor se modifică de la o etapă la alta, fiind influențate de progresul social, dezvoltarea cunoștințelor, progresul tehnologic, conducând la modelarea de comportamente, atitudini, traiectorii în viață, inclusiv traiectorii profesionale, orientându-se mai mult spre anumite meserii sau profesii. Spre deosebire de generația Y, tinerii din generația Z fiind influențați de ritmul rapid de dezvoltarea societății și de oportunitățile mai mari de mobilitate internațională pentru muncă sau studii, au aspirații mult mai mari în ceea ce privește condițiile de trai, confortul profesional, venituri pentru satisfacerea tuturor nevoilor de ordin material și spiritual, aspect caracteristic și pentru tinerii din Republica Moldova. În același timp, există tineri care au nevoie de suport din partea instituțiilor guvernamentale, a organizațiilor non-guvernamentale și a altor actori din societate pentru a putea depăși mai ușor unele probleme din viața juvenilă, unele perioade din viața juvenilă, inclusiv cea de tranziție de la viața adolescentină la cea de adult, sau perioada de tranziție de la școală la muncă, sau perioada de tranziție de la viața celibatară la cea familială.
În relația cu piața muncii, forța de muncă tânără este considerată o categorie defavorizată care are nevoie de sprijin din partea instituțiilor publice pentru reducerea duratei de integrare acestora în mediul profesional. De asemenea, există o altă categorie, ceea ce a remarcat foarte bine în lucrare, tinerii NIT, care au nevoie de un suport și mai mare și de o implicare a mai multor actori ai societății prin acțiuni concrete care să-i readucă într-un mediu adecvat de învățare sau ocupare, diminuând astfel cazurile de delicvență juvenilă. Problemele tineretului s-au aflat permanent în atenția factorilor decizionali ai țărilor, inclusiv Republica Moldova. La nivelul Uniunii Europene a fost adoptată strategia Uniunii Europene pentru tineret pentru perioada 2019-2027, în care au fost cuprinse 11 obiective în vederea de asigurării unui confort social, psihologic și economic tinerilor din statele membre UE. Republica Moldova, prin instituțiile guvernamentale specializate, nu este indiferentă de situația tinerilor, fiind elaborate și implementate un șir de acte legislative și normative, inclusiv strategii pentru tinerit, care au ca obiectiv sprijinirea tinerilor în vederea creierii unor condiții de trai și de muncă mai bune. Astfel, prin hotărârea Guvernului numărul 168 din 2023, a fost aprobată strategia de dezvoltare a sectorului de tineret, Tineret 2030 și a programului privind implementarea acesteia pentru anii 2023-2026. Pornind de la cele menționate, constatăm că teza de doctorat cu tema Tranziția tinerilor la viața de adult, abordare intersectorială, este de o actualitate iminentă pentru Republica Moldova, mai ales în condițiile în care ponderea tinerilor în totalul populației se reduce continuu. Mai mult de atât, abordarea intersectorială a tinerilor în prezenta lucrare evidențiază problemele cu care se confruntă tinerii din Republica Moldova și care ar servi temei pentru elaborarea de noi politici pentru aceștia. Aceasta a fost partea introductivă la care mă refer în avizul lucrării. În continuare am să fac referință la structura tezei și la noutatea științifică care sunt evidențiate în lucrare. Teza de doctorat are o structură tradițională și cuprinde următoarele compartimente. Introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie, adnotare și anexe. Lucrarea conține 154 de pagini text de bază, 22 de tabele, 28 de figuri și 19 anexe. În vederea elaborării lucrării, autoarea a consultat și s-a documentat din 209 surse bibliografice și electronice. De asemenea, autoarea are publicate la tema tezii 11 lucrări științifice cu un volum total de 10,3 col de autor. În introducere, autoarea argumentează actualitatea temei de cercetare, evidențiază gradul de studiere a diferitor aspecte a problemei cercetate atât în Republica Moldova cât și în exteriorul acesteia. De asemenea, este precizat scopul și obiectivele prestabilite pentru atingerea rezultatelor cercetării, precum și ipotezile de cercetare. Prima ipoteză generală și patru ipoteze de lucru. Suportul metodologic și teoretico-științific al investigațiilor efectuate, noutatea științifică a rezultatelor obținute, problema științifică soluționată și rezultatele principale înaintate spre susținere. La fel este prezentată semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. Ceea ce ține de noutatea științifică și a rezultatelor obținute, putem menționa că din analiza cercetărilor întreprinse de doctorandă privind abordarea intersectorială a tranziției tinerilor la viața de adult, apreciem că noutatea științifică este caracterizată de următoarele rezultate ce se regăsesc în teza elaborată și anume. Abordarea tranziției tinerilor la viața de adult prin prisma stabilirii producerii și interrelației dintre evenimentele cheie ce determină acest proces, finalizarea studiilor și angajarea în câmpul muncii, separarea de părinți, căsătoria și apariția unui copil. 2. Elaborarea modelelor de tranziție la viața de adult și profilarea aspectelor cantitative și calitative ale acestora. 3. Evidențierea factorilor obiectivi și a celor subiectivi ce facilitează sau împiedică procesul de integrare socială a tinerilor. În continuare, am să fac referință la evaluarea principiilor de bază ale tezei și am să menționez că teza de doctor în sociologie cu tema Tranziția tinerilor la viața de adult
abordare intersectorială este realizată în conformitate cu cerințele înaintate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare pentru conținutul unei astfel de lucrări sub aspect al volumului, structurii și caracterului redacțional. O primă apreciere a lucrării se referă la structura acesteia. În primul capitol, autoarea pornește de la abordarea conceptului de tineret din perspectiva tranziției tinerilor la viața de adult. Unii tineri mai sunt priviți de autoare ca o categorie defavorizată, urmare a vulnerabilității pe care o manifestă în anumite circunstanțe și contexte. Tranziția tinerilor la viața adultă este abordată prin prisma mai multor teorii clasice și aici autoarea face referință la o multitudine de teorii sociologice, psihologice, demografice, cât și a unor teorii mai moderne. În acest context sunt analizate mai multe teorii din partea autoarei, și anume teoria funcționalistă, teoria structurii sociale, teoria capitalului uman, teoria capitalului social, teoria inegalității și altele. Gradul de studiere a tranziției la viața de adult constituie o altă preocupare a autoarei. În primul capitol, astfel autoarea evidențiază un element esențial al etapei actuale de dezvoltare a societății, și anume efectele globalizării economice asupra tranziției tinerilor la viața de adult, în care sunt remarcate mai multe incertitudini și riscuri la nivel de societate. La fel, autoarea abordează particularitățile tranziției tinerilor la viața de adult în Europa de Est, inclusiv în România, care sunt specifice și pentru Republica Moldova. Un element comun evidențiat de autoare privind tranziția tinerilor la viața de adult se referă la flexibilizarea continuă care și-a pus amprenta asupra acestui proces. De asemenea, autoarea remarcă cele mai relevante lucrări ale cercetătorilor autohtoni și problemele abordate de aceștia în cazul tranziției tinerilor la viața de adult. În ultima parte a primului capitol, autoarea vine cu propria abordare a tranziției tinerilor la viața de adult prin evidențierea mai multor dimensiuni ce trebuie să reprezinte fundamentul pentru elaborarea politicilor pentru tineret. În capitolul 2, este cercetat contextul socioeconomic și cel cultural, valoric, precum și determinanții traseelor educaționale, profesionale și familiale ale tinerilor. Autoarea pornește de la analiza contextului economic și social, pe de o parte, și a celui cultural, valoric, pe de altă parte. Astfel, autoarea reușește să surprindă principalele probleme rezultate din cercetarea sociologică, tranziția tinerilor la viața adultă în condițiile crizilor prelungite pe care a realizat-o. Contextul demografic al tinerilor este cercetat prin prisma datelor statistice a Biroului Național de Statistică, inclusiv evoluția imigranților tineri. Contextul educațional este studiat de autoare prin evaluarea nivelului de instruire a tinerilor pe grupe de vârstă. În afară de aceasta, autoarea se axează pe cercetarea grupului NIT, care are o pondere destul de mare în Republica Moldova în totalul tinerilor, în comparație cu alte țări, fiind perceput ca o problemă majoră pentru instituțiile guvernamentale. Contextul sociocultural și valoric este apreciat prin prisma cercetării cantitative pe care a desfășurat autoarea, evidențiat diferite aspecte asupra cărora ar trebui să existe mai multe preocupări din partea factorilor decizionale. Capitolul 2 continuă cu analiza factorilor determinanți care influențează tineretul. În procesul analizei traseului educațional, autoarea analizează structura tinerilor în funcție de nivelul studiilor, calculând vârsta medie în care aceștia au atins cel mai înalt nivel, încercând totodată să facă o legătură cu nivelul educațional al părinților. În vederea observării unei cauzalități pentru elucidarea cauzelor părăsirii timpurie a sistemului educațional, autoarea aplică modelul logistic de regresie necesar pentru argumentarea rezultatelor obținute. În cazul integrării profesionale a tinerilor, în lucrare este cercetată relația tinerilor cu piața muncii, în care se poate observa că mai mulți tineri sunt în afara pieței muncii, comparativ cu cei care au statut de angajat. Autoarea aprofundează cercetarea prin studierea tinerilor angajați după caracterul angajării, permanent sau temporar, precum și al angajării informale, ceea ce îi permite să constate anumite probleme legate de ocuparea tinerilor.
prezintă un interes deosebit rezultatele obținute de autoare în ceea ce privește sursele de venit ale tinerilor, inclusiv a celor ce fac parte din grupul NIT, fiind realizată și o analiză de regresie în acest scop. Acestea pot avea efecte asupra comportamentului viitor al tinerilor, inclusiv intenția de emigrare pentru o muncă în străinătate, iar lipsa locurilor de muncă cu salarii adecvate reprezintă cea mai mare problemă cu care se confruntă tinerii, această constatare fiind confirmată și de cercetarea calitativă întreprinsă de autoare. Ultimul aspect analizat în capitolul 2 se referă la tranziția tinerilor de la familie de proveniență la cea de destinație, în care este cercetată și problema privind separarea copiilor de. De asemenea, sunt cercetate aspectele legate de întemeierea familiilor din partea tinerilor, vârsta medie de căsătorie a tinerilor și de apariția primului copil în funcție de nivelul studiilor. În capitolul 3 sunt descrise și cercetate tipologiile tranziției la viața adultă a tinerilor și politicile intersectoriale elaborate în acest scop. Astfel, autoarea reușește să identifice 5 evenimente cheie în viața tinerilor, care contribuie la schimbarea rolului și statusului social al acestora. În vederea determinării tipologiei privind tranziția la viața de adult, a fost aplicată analiza de cluster, fapt ce i-a permis autoarei să identifice 4 tipuri: tranziția complexă, tranziția incertă, tranziția precară și tranziția timpurie, cele 4 tipuri care au fost prezentate destul de bine și în prezentare. Această tipologie a fost analizată de autoare și în funcție de gen, mediu de reședință, nivel de studii și statut ocupațional. Pentru fiecare tip de tranziție, autoarea a identificat anumite caracteristici definitorii care deschid orizontul pentru noi cercetări. O atenție deosebită, autoarea acordă analizei cadrului instituțional și legal, precum și politicilor sectoriale în domeniul tineretului. Fiind analizate mai multe legi și acte normative în acest scop, inclusiv strategia de dezvoltare a sectorului de tineret 2030. Analiza profundă a principalelor măsuri de politici a permis autoarei să evidențieze punctele forte și slabe pentru fiecare domeniu, și anume educație, ocuparea forței de muncă, familie și locuințe. Analiza cadrului instituțional arată instituțiile implicate în gestionarea problemelor tineretului, atât cele de la nivel central, cât și celor de la nivel local, inclusiv rolurile pe care le au în acest scop. De asemenea, cercetările cantitative și calitative realizate de autoare le-a permis să identifice domeniile în care statul ar trebui să intervină pentru îmbunătățirea situației tinerilor, inclusiv în procesul de tranziție la viața adultă. Al doua constatare pe care vreau să o fac ține de demersul metodologic pe care l-a folosit autoarea în lucrare, care arată o înaltă apreciere pentru, în cadrul cercetării efectuate. Deci, demersul metodologic reprezintă o altă apreciere deosebită, urmare a complexității acestuia. În acest context, autoarea a realizat atât cercetări cantitative cât și calitative. Cercetarea cantitativă a constat în efectuarea unui sondaj în care chestionarul a fost instrumentul de culegere a datelor. Eșantionul a cuprins 598 de tineri, divizați în 4 categorii de vârstă, oferindu-i autoarei posibilitatea evidențierii problemelor tinerilor în aspect comparativ. De asemenea, autoarea a realizat o analiză secundară a studiului generației și gen, din care au fost extrase persoanele tinere cu vârsta de 15-35 de ani, fapt ce i-a permis să confrunte rezultatele obținute în prima cercetare cantitative cu cele din a doua cercetare. În afară de aceasta, au fost realizate 3 studii calitative prin aplicarea interviului semi-structurat, în cele 3 cercetări calitative au fost intervievați 47 de experți și 60 de tineri din categoria NIT. În cazul dat, autoarea a elaborat 3 ghiduri de interviu, fiecare cuprinzând un set de întrebări structurate pe diferite aspecte. În calitate de experți pentru studierea grupului NIT, au fost intervievați actori ai administrației publice locale de nivelul 1 și 2, precum și specialiști ai autorităților publice centrale din diferite domenii de activitate. În cazul intervievării tinerilor din grupul NIT, autoarea a reușit să cuprindă diferite categorii
atât bărbați cât și femei, cu diferite nivele de studii și cu vize de reședință în mediul urban și rural, cu scopul de a reliefa problemele conexe ale acestora. Consistența concluziilor și a recomandărilor este o altă apreciere care trebuie remarcată. Valoarea și relevanța concluziilor i-a permis autoarei să formuleze un șir de recomandări direcționate pe diferite instituții din cadrul administrațiilor publice, centrale și locale. Claritatea recomandărilor formulate de autoare oferă posibilitatea implementării unor măsuri concrete din partea instituțiilor vizate, direcționate pe diferite probleme pentru a îmbunătăți situația tinerilor din Republica Moldova. Ca direcții viitoare de cercetare pentru autoare ar fi evaluarea comportamentului generației Z, atât în viața socială cât și în cea profesională, care diferă de generațiile anterioare, inclusiv ca urmare a digitalizării societății. Aici, după generația Z, vine generația Alpha, care pentru autoare, odată ce urmează să facă cercetări în domeniul dat, există un teren deschis în care poate să efectueze multe cercetări în cazul dat și sub aspect comparativ în raport cu generațiile X, Y și așa mai departe. În concluzie, ce vreau să menționez, ca o sinteză la cele menționate, apreciem că semnificația teoretică, valoarea aplicativă, demersul metodologic și consistența concluziilor generale și a recomandărilor cuprinse în teza de doctor în sociologie cu titlul Tranziția tinerilor la viața de adult, abordare intersectorială, la specialitatea 541.02 Structura socială, instituții și procese sociale, elaborate de Mariana Creșmaru, corespund cerințelor unei teze de doctorat înaintate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Rezultatele obținute dovedesc faptul că autoarea acestei lucrări deține un set de cunoștințe și competențe deosebite în domeniul cercetării și merită conferirea titlului științific de doctor în sociologie la specialitatea 541.02 Structura socială, instituții și procese sociale. Vă mulțumesc pentru. Mulțumim foarte mult domnului profesor Bârcă Alic. Doamna Creșmaru, vă rog să vă expuneți. Vă mulțumesc mult pentru o analiză atât de detaliată a lucrării de doctorat. Vă sunt recunoscătoare pentru toate sugestiile ulterioare de continuarea lucrului cu tineretul potrivit generațiilor care le-ați numit, voi lua în considerație și încă o dată vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru succesul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Creșmaru. Oferim cuvânt doamne Anastasia Ogiretnei, doctor în sociologie, conferențiar universitar USM. Poftim, Anastasia. Mulțumesc, doamna președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați oaspeți, stimată doamnă Creșmaru, pretendent la titlul de doctor în sociologie. Vreau să vă felicit pentru această zi, pentru susținerea muncii dumneavoastră, rezultatelor muncii dumneavoastră, care s-a materializat într-o teză de doctor. Eu am avut mare onoare să recenzez această lucrare și o să dau citire a recenziei elaborate. Eu o să merg pe aspectele cele mai importante, nu o să dau citire la toată recenzia, doar că vreau să menționez că acest subiect a făcut și subiectul tezei mele de doctorat, doar că aspectul identității sociale a tinerilor și sigur că această perioadă a tinereții este un stadiu în dezvoltare și formare personalității umane, o perioadă de tranziție către condiția de adult. Este o perioadă când se cristalizează viitorul statut al persoanei, al formării unui stil de viață, a unei orientări profesionale, culturale și valorice corpului. Totodată, tranziția la vârsta adultă este marcată de asumare de noi roluri și responsabilități în domenii precum educația, angajarea și formarea familiei. Perioada tranziției este caracterizată prin confruntarea de către tânăra a multiple provocări sau expunerea la diverse oportunități care pot avea ulterior implicații importante asupra vieții. De asemenea, este o perioadă în care se iau decizii importante privind studiile, angajarea în câmpul muncii, locuință, căsătorie și nașterea unui copil. În aceste condiții, schimbările de traiectoria vieții prin asumare de roluri și responsabilități pot conduce la apariția sau intensificarea stărilor de stres și impacta capacitatea de adaptare la noile condiții ale tânărului.
Am menționat aici despre necesitatea cercetării acestei teme și consider că tematica abordată de teză, în teza de doctor, tranziția tinerilor la viața de adult, abordare intersectorială de către pretendenta la titlul de doctor în sociologie, doamna Mariana Crișmaru, este una de actualitate, iar concluziile și recomandările rezultate în baza studiilor desfășurate reprezintă un arsenal pentru factorii de decizii în fundamentarea acțiunilor și măsurilor care urmează a fi întreprinse în vederea facilitării integrării sociale și valorificării potențialului tinerilor din Republica Moldova. Autoarea tezei argumentează în debutul lucrării necesitatea investigării sociologice a tematicii respective, dar și a nevoie ca această temă să fie abordată din perspectivă intersectorială, evidențind câteva domenii importante. Totodată, pretendenta la titlul de doctor evidențiază nevoie de intervenții în condițiile în care asistăm la o serie de schimbări demografice, de natură socială-economică și valorică în contingentul de vârstă tânără. Scopul lansat de autoare reiese din analiza desfășurată asupra realităților sociale-economice ale Republicii Moldova, cât și a resurselor bibliografice, propunând și un scop destul de important. Trebuie să menționez faptul că scopul tezii este concretizat prin trasarea a 7 obiective operaționale, care reflectă atât perspectiva teoretico-metodologică de abordare a domeniului de cercetare, cât și perspectiva aplicativă. În context, consider că teza de doctor prin recomandările soldate și puse în aplicare de factori decizionali vor contribui implicit la eficientizarea mecanismelor instituționale de implementare a politicilor în domeniul de tineret. Cercetarea praxeologică desfășurată de pretendent a fost realizată având la bază setul de 5 ipoteze, în special în cadrul ipotezei de bază fiind pus în prim plan verificarea modului în care factorii socioculturali și cei individuali condiționează tranziția la viața de adult. 3 dintre ipotezele de cercetare sunt unidirecționate, fapt ce relevă nevoie unor măsurători valide aplicate de autoare. În cadrul lucrării, autoarea a analizat o serie de teorii care au fost menționate inclusiv de domnul Bârcă, nu o să le menționez, dar trebuie să apreciez faptul că autoarea a analizat inclusiv și a aplicat 2 modele de analiză a cadrului de politici, modelul de tranziție al tinerilor și modelul de bunăstare al tinerilor din perspectiva cetățenii. În testarea cadrului conceptual și relevarea aspectelor praxeologice, autoarea a aplicat complementar metode cantitative și calitative. Am menționat aici inclusiv cercetări realizate pe eșantioane de peste 500 de tineri. Este apreciabil analiza secundară a datelor studiilor generație și gen, mai rar noi avem așa tipuri de analize în tezele de doctor. Și de asemenea, datele cantitative au fost completate cu datele calitative obținute prin aplicarea metodei interviului aprofundat. De asemenea, autoarea a realizat și o analiză documentară a politicilor de tineret și analiza datelor statistice naționale și a studiilor sociologice desfășurate. Sigur că valoarea aplicativă a lucrării este de necontestat. Totuși, pentru argumentarea aplicabilității rezultatelor cercetării, era oportună prezentarea unei dovezi cu privire la înaintarea acestor recomandări către Ministerul Educației și Cercetării, dar astăzi am auzit avizul din partea Ministerului sau subdiviziunii responsabile și a agenției mijlocite implementatoare de politicile în domeniul tineret. La fel, autoarea indică faptul că rezultatele pot fi utilizate în procesul didactic și sunt totalmente de acord, însă ar fi necesar să se concretizeze în care domenii sau discipline ar putea fi aplicate aceste rezultate. În recenzie am indicat în contextul căror discipline ar putea să fie utilizate aceste date. Aspectul novator al tezei de doctor rezidă în valorificarea datelor studiului generație și gen, unul dintre cele mai importante studii demografice din Republica Moldova, prin analize aprofundate pe subeșantion de tineri și o să menționez și aprecieri pentru cele 4 tipuri de tranziții pe care le-ați determinat urmare a analizei. Înțelegerea acestor tipuri de tranziții permite individualizarea măsurilor de intervenție în vederea diminuării excluziei sociale a tinerilor. O să mă refer un pic și la structura tezei, care teza este armonios organizată și rezultatele sunt prezentate în 3 capitole și 11 subcapitole. În capitolul 1, autoarea a analizat acele concepte dezvoltate cu privire la tineriat și toate teoriile despre care inclusiv a menționat și domnul Bârcă. O să menționez la fel faptul că autoarea a analizat unele modele din diverse țări, în special din Europa de Vest și cea de Est. De asemenea, au fost supuse și analizei studiile realizate în Moldova, evidențindu-se elemente ale tranziției spre viața de adult. La fel, în capitolul 1, autoarea prezintă baza empirică a lucrării,
prin acele cercetări cantitative și calitative, autoarea menționează la eșantionul cercetării tranziția tinerilor la viața de adult în condițiile crizelor prelungite, că eșantionul este stratificat în utilizarea cotelor, fiind reprezentativ la nivel național, fără a fi aduse dovezi privind sporul de reprezentativitate al eșantionului. De asemenea, se impune nevoie de clarificare a tipului de eșantion utilizat, este stratificat sau este un eșantion pe cote, pentru că ați utilizat ambele formulări în același tip de eșantion. Cu referire la același studiu, combinarea modalităților de intervievare trebuie argumentată, mai ales în condițiile în care asistăm la un număr tot mai mare de tineri mici. Am apreciat la fel în recenzie faptul că s-a aplicat o serie de metode statistice avansate, precum analiza descriptivă și corelațională bibariată, regresia logistică binominală și analiza cluster. Datele cantitative au fost complementate de datele calitative, colectate prin 3 studii, care au cuprins interviuri individuale cu experți și cu tineri în perioada 2017-2019. Totuși, interviuri realizate cu aceste două categorii de intervievați permit triangularea parțială a datelor, mai ales în cazul tinerilor, pentru că avem diferite alte categorii de tineri care mai puțin sunt reflectate în piață. Capitolul 2 al lucrării abordează indicatori care permit înțelegerea situației tinerilor în raport cu condițiile socioeconomice, precum rata sărăciei. Sunt prezentate o serie de rezultate ale studiului realizat de autoare, însă totuși cred că ar fi necesar să se analizeze inclusiv rezultatele acestui studiu și pe alte date variabile sociodemografice. La fel, ar fi oportun ca rezultatele acestui studiu să fi fost corelate cu datele Biroului Național de Statistică în ceea ce privește discrepanța dintre veniturile tinerilor din mediile diferite, ceea ce arată sporul de, sau nivelul de vulnerabilitate al tinerilor din mediul rural. Țin să menționez că autoarea a analizat principalii indicatori demografici, a analizat sistemul educațional și a identificat problema părăsirii timpurii a sistemului de educație, în special în rândul tinerilor din mediul rural. A supus analize și date privind la integrarea pe piața muncii a tinerilor, contextului sociocultural și a orientării valorice a tinerilor. De asemenea, trebuie să menționez că autoarea în lucrare a analizat și oportunitățile de angajare și formarea traseului profesional al tinerilor, indicându-se problema subocupării populației tineri. Și iată, dumneavoastră ați identificat două tipuri de tineri NEET, tineri inactivi și șomieri, chiar dacă depășește definiția oficială, da? Corectă, spunem așa, care se operează la nivel național, este vorba despre tineri inactivi și șomieri, indicându-se nivelul educației scăzut în cazul acestor tineri. Sunt analizate date cu privire la atitudine tinerilor față de muncă și o concluzie autorului se referă la impactul migrației în crearea unui comportament dependent de transferul urbanești și sporirea inactivității. În capitolul 2 sunt analizate semne determinanții tranziției de la familie de origine la propria familie și se indică tendința de modificare a comportamentului reproductiv al tinerilor. Capitolul 3 al lucrării este axat pe analiza datelor care relevă tranziția tinerilor la vârsta de adult. Autoarea a evidențiat atitudinile tinerilor față de propriul succes și solicitarea acestora față de decidenții politici pentru întreprinderea măsurilor ce se impun. În baza analizelor teoretice, autoarea conchide că tranziția la viața de adult este încheiată în momentul în care persoana devine productivă, independentă și integrată social și astfel prin analiza datelor studiului generații și gen, autoarea a stabilit că mai mult de a treia parte din tineri de 25-35 de ani sunt în tranziție incertă și aproximativ fiecare al treilea are o tranziție complexă. Este apreciabil că prin aplicarea testelor statistice, autoarea a analizat caracteristicile acestor 4 grupuri de tineri. Un interes deosebit pentru mine personal a prezentat analiza cadrului de politici în domeniul tineretului care să faciliteze tranziția la viața de adult. Autoarea a elaborat un cadru de analiză a bazei legale și de politici sectoriale, accentuând politicile educaționale, de ocupare, familiale și în domeniul locuinței. În cazul politicilor familiale, mai puțin sunt prezentate în figura 3-4, unele măsuri axate pe susținerea tinerilor, cum ar fi concediul paternal, concediul îngrijitor, care a fost reglementat anul trecut, inclusiv politicile referitoare la sănătatea sexuală reproductivă, chiar dacă în textul capitolului ele sunt menționate.
În capitolul dat, autoarea analizează punctele forte și slabele politicii de tineret, în baza analizei documentare, accentuându-se pe politici în domeniul educației. În cadrul analizei politicilor educaționale, autoarea prezintă principalele documente de politică aprobate și implementate, stabilind unele aspecte lacunare. Totuși, această analiză ar putea fi complementată pe viitor de date sociologice generate prin interviuri cu angajatorii, cadre de date și factori de decizie pentru a asigura triangularea datelor. Politicile de ocupare sunt analizate parțial. Iarăși, ocupându-mă de acest politic, interesul era mult mai, așa, mai mare pentru mine. Fiind denunțate unele deficiențe, fără a fi argumentate prin date sau bune practici la nivel internațional sau european. Mai ales că legea, spuneam, 105, ea transpune bunele practici europene. Iar fondul de garantare a tinerilor este un fond care necesită bani și Uniunea Europeană a creat acest fond pentru a susține ocuparea tinerilor. Din păcate, Republica Moldova nu are acces la acest fond. În același timp, în tabelul 3.7, autoarea indică deficiențe în legătură cu accesul la indemnizații de șomaj, spectrul redus de măsuri active și lipsa unor informații privind la servicii de tip outreach. Însă, în anul 2023, au fost operate o serie de modificări la legi prin reglementarea echipelor mobile, exact pentru a soluționa problema despre care ne-ați menționat. În acest context, pentru susținerea punctelor slabe ale politicii de ocupare, este recomandabil de a fi indicate exemple concrete de bune măsuri practici, astfel încât să se evite caracterul declarativ al opiniei autoare. La fel, autoarea a supus analizei politicile familiale implementate în Republica Moldova, în special cele referitoare la concediu maternitate, concediu paternal, chiar dacă spuneam că în figură nu sunt, dar ele în teză se regăsesc. Totuși, ar fi bine ca în teză să se regăsească și ultimele modificări care s-au făcut în anul 2023, dar înțeleg de ce nu s-a inclus, pentru că procesul de susținere tezei a demarat un pic mai târziu de cele modificări, dar au fost operate o serie de modificări. Mai devreme. Mai devreme, dar înainte de a fi operate aceste modificări. Privind extinderea drepturilor femeilor aflate în concediu de maternitate, flexibilizarea și extinderea concediului paternal, mărirea indemnizației unice la naștere. Punctele slabe identificate ar putea fi completate urmare analizei comparative cu alte state, în special cele europene, în contextul transpunerii directivelor UE. La fel, doamna Crășmaru analizează și accesul la locuințe. Dumnezeu menționează la pagina 132 că numărul tinerilor care beneficiază de acest program este scăzut, însă era bine să aduceți anumite dovezi, mai ales că pe site-ul Ministerului Finanțelor sunt prezentate date cu privire câți tineri au beneficiat de aceste locuințe. Și totodată arată că vârsta medie a solicitanților este de 31,5 ani. Adică am putea spune că mare parte sunt tineri cei care accesează aceste programe. Totodată, ar fi bine când se face apel la hotărâri de guvern să indice clar care este numărul actului normativ pentru a face posibilă verificarea sau pentru a putea fi utilizat în analizele ulterioare. Ați menționat despre anumite facilități pe care le oferă statul studenților, în special tinerilor la studii de rezidențiat, însă nu s-a menționat alte facilități ale tinerilor din domeniul educațional, din domeniul cultural. Dar avem două domenii în care se aplică aceste facilități. O să menționez la fel despre faptul că în teză este mai puțin reflectată contribuția Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care este principala autoritate responsabilă de politică în domeniul locuințelor sociale. Ori tinerii sunt o categorie care pot să beneficieze de aceste locuințe sociale. Și la fel este bine că noi ați făcut analiza ședințelor comisiei parlamentare responsabile de domeniul tineret pentru o perioadă de 6 ani, însă era bine ca să se indice numărul exact de ședințe, numărul total de proiecte care au fost examinate, iarăși pentru a diminua din caracterul așa declarativ al lucrurilor. Un aspect pe care l-ați menționat în teză este rolul și contribuția Ministerului Educației și Cercetării, da, ca principală autoritate în domeniul promovării politicilor de tineret. De asemenea, în lucrare operați cu denumiri ale structurilor guvernamentale care deja sunt depășite, urmare a reformei din guvern. Și pe viitor cred că ar fi oportună o evaluare a activităților Agenției Naționale pentru Tineret, care ar contribui la o mai bună înțelegere a lacunilor în implementarea politicilor de tineret. La fel, autoarea a realizat o analiză a atribuțiilor altor ministeri, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Agenției Naționale de Ocupare Forței de Muncă, Ministerul Sănătății, Centrul de Tineret, Centrul Sănătății de Prietenoase Tinerilor. Și spuneam că este bine ca analiza pe care o să o faceți pe viitor la Agenția de Programelor de Tineret va ajuta să extindeți și să îmbogățiți rezultatele cercetării pe viitor.
De asemenea, urmare a analizei instituționale și a rezultatelor cercetărilor desfășurate, autoarea prezintă o serie de recomandări destinate îmbunătățirii situațiilor tinerilor. Totuși, o recomandare a mea ar fi ca pe viitor să se detalieze aceste recomandări prin exemplu de bună practică, lucrând în altă poziție, atunci când se fac anumite recomandări, trebuie să fie foarte clar spus, da? Articolul respectiv este bine să fie modificat prin. Și atunci, ministerele, autoritățile pot să ia în calcul și să știe clar că, uite, este o recomandare pe care poate fi implementată. La fel, unele recomandări nu sunt fundamentate pe anumite date de cercetare. Ați menționat că strategiile locale, sunt dezvoltate anumite strategii locale, dar era bine să se facă o analiză totuși a acestor strategii locale. De asemenea, ar fi oportună ca analizele care să vor fi ulterior desfășurate să se axeze pe anumite categorii vulnerabile de tine, ori rezultatele cercetărilor sociologice care sunt desfășurate atestă două categorii vulnerabile. Este vorba despre tineri cu dizabilități și tineri de etnie romă, mai ales ei sunt focusul inclusiv și a strategiei noi în domeniul tinerii. În aspect tehnic, teza de doctorat corespunde cerințelor în acest, privire la acest gen de lucrări. În elaborarea lucrării au fost consultate 220 de resurse bibliografice, dintre care 27 acte normative. Autoarea a supus analizei documentare o serie de lucrări ale autorilor străini, dovedind o bună cunoaștere a arealului de cercetare în plan internațional. Sigur, bibliografia analizată este destul de extinsă, ponderea cea mai mare o dețin lucrările autorilor străini, comparativ cu lucrările celor autohtoni. Sigur că analiza contribuției cercetătorilor autohtoni poate putea fi extinsă și sugerez ca lista bibliografică să fie redactată cu respectarea totalmente a cerințelor în acest, ca să fie foarte ușor de identifica inclusiv utilizarea acestora în teza de doctorat. Este apreciabilă reflectarea rezultatelor obținute pe parcursul anilor în care pretendenta a elaborat această teză, prin participarea la manifestări științifice naționale și internaționale, 4 conferințe și pretendenta a reușit să publice 12 lucrări științifice, dintre care 4 în limba engleză și una în limba rusă. În concluzie, teza de doctor cu tematica tranziția tinerilor la viața de adult, abordare intersectorială, elaborată de doamna Mariana Cășmaru, reprezintă o lucrare valoroasă pentru mediul academic, din perspectiva analizelor intervenitoare a aspectelor teoretice și celor aplicative, inclusiv prin aplicarea metodelor de analiză avansată a datelor sociologice, pentru decidenții politici, prin relevarea aspectelor lacunare și a perspectivei de reformare a sistemului politice și integrarea nevoilor tinerilor, și pentru sectorul de tineret, prin identificarea măsurilor de activare a tinerilor. Eu am venit cu anumite propuneri pentru viitor, ca să se extindă, sigur, că analizele pe utilizare prin utilizarea altor variabile sociodemografice relevante, ca să se vadă că totuși există anumite probleme în tranziția pentru tinerii cu dizabilități, mai ales că am realizat în 2021 un studiu care a arătat probleme în piața muncii pentru tinerii cu dizabilități și o concluzie celor studii era că cu cât sporește gradul de severitate a dizabilității, cu atât nivelul de pregătire pentru piața muncii este foarte scăzut. Asigurarea utilizării adecvate a noțiunilor, inclusiv în corespund cu implementările normative, teoretizarea datelor studiilor calitative și, de asemenea, fundamentarea și întemeierea recomandărilor pe date de cercetare. În contextul celor menționate, consideră că teza de doctor, tranziția tinerilor la viața de adult, abordare intersectorială, elaborată de doamna Mariana Crășmaru, corespunde în mare parte cerințelor înaintate față de așa gen de lucrări și propunem înaintarea acestei spre susținere, iar doamna Mariana Crășmaru să se confere titlul de doctor în sociologie la specialitate 541.02, structură socială, institut și proces social. Mulțumim tare mult, doamna Oceretne, doamna Crășmaru, vă rog să vă expuneți. Au fost atâtea recomandări interesante și o analiză făcută așa multiaspectuală, apreciem foarte mult. Da, mulțumesc, într-adevăr, foarte detaliat. Mulțumesc că ați studiat atât de amănuțit această lucrare, sunt onorat într-adevăr și ținut într-adevăr cu unele recomandări. Vreau doar cu unele precizări asupra unora. Prefectura la eșantionul pe care v-ați referit a fost o combinare dintre, la prima etapă, dintre aplicare eșantionării stratificate pentru a asigura distribuția straturi, dar la ultima etapă a fost eșantionarea pe cote. Adică, prin urmare, este un eșantion de cote și care nu este non-probabilist. Da, adică, eu asta am menționat, nu este, da, național reprezentativ, este doar pentru asta.
prin aplicarea două tehnici simultane, dar oricum, dacă măcar la o etapă este, nu este aplicat pe criteriul de probabilitate, domnul Bulgar se spune, atunci nu este probabilist. Privitor la cadrul legal național, da, el atât de repede se modifică, atâtea apar. Oricum, eu m-am străduit cel puțin, adică toate care erau disponibile, da, adică la etapa când eu analizam, în special poate unele nu sunt sau parțiale, fiindcă poate nu se referă direct sau tangențial la tineri. Da, eu m-am străduit, poate sunt cu privitor la echipe mobile, da, da, din 2023 la sfârșit de an și abia la începutul anului 2024 am văzut că în 5 raioane s-au procurat abia mașini care să asigure aceste echipe mobile. Adică urmează, da, într-adevăr, bine că s-au făcut aceste modificări. Privitor la cadrul instituțional, da, la direcția de politici a rămas tot, erau 5, a rămas 3 persoane, da, adică cum. Agenția Națională, da, pentru tineret urmează să-și manifeste, sper că o să ia în considerație recomandările care au venit din partea noastră și noi o să conlucrăm, pentru că avem o conlucrare și anterioară cu agenția dată și o să implementăm toate obiecțiile. Dar ce ține de tinerii cu dizabilități, etnie romă, aveți dreptate, ce sunt niște categorii, dar care trebuie să constituie subiectul de studiu doar a unei teze separate. Da. Doar așa. Adică în contextul lucrării date nu a fost posibil. Ei, într-adevăr, sunt o categorie defavorizată din toate punctele de vedere și, într-adevăr, lucrările arată că cu cât crește gradul de dizabilitate asta, dar ei trebuie să constituie obiectul unui studiu separat, doar sub acest aspect. Altfel, își diminuează din pondere și în total, când se face analiza secundară a datelor sau chiar și primară, nu sunt atât de evidente încât să argumentez. Da. Dar pe viitor, într-adevăr, în genere, tranziția tinerilor la viața de adult pentru anumite categorii de favorizate, care părăsesc sistemul, da, constituie obiectul unui studiu separat. Dar oricum, vă mulțumesc pentru sugestie. Mulțumim tare mult. În general, e o chestie interesantă. Ce influențează mai mult, etnie, dizabilitatea sau nivelul de sărăcie a familiei, știi? Pentru că de cele mai multe ori... Deci sunt combinate, dar cele de mai multe ori, cu cât este mai sărac, cu atât e mai vulnerabil, în general, indiferent de faptul că e de etnie romă sau română și așa mai departe. Mulțumesc tare mult! Noi revenim puțin, ne întoarcem înapoi, deci a mai fost un aviz care trebuia să fie menționat, avizul ANACEF. Și deci ne-am uitat încă o dată pe lista cu documente care trebuia să menționăm acum și deci revenim cu acest aviz, poftim doamna secretar științei. Da, eu îmi cer scuze pentru această scăpare. Deci avizul a fost primit o notă informativă privind recomandările și obiecțiile la teza de doctor a doamnei Mariana Cășmaru cu tema tranziției tinerilor la viața de adultă, abordare intersectorială, precedentate 541.02, structură socială, instituție și procese sociale. Deci în baza examinării tezei de doctor în științe, aici e o greșeală de tipar din nota informativă, a doamnei Crășmaru, în cadrul ședinței Comisiei de Experți în Științe Economice, Sociologice, Medie și Comunicare Agenției Naționale de Asigurare Calității și în Educare și Cercetare, din 30 ianuarie 2024, au fost formulate următoarele recomandări. Eu n-am să le dau citire pe toate, au fost 7 recomandări. S-a confirmat că teza poate fi admisă la susținerea publică după luarea în considerare a recomandărilor și obiecțiilor formulate și după aprobarea ei în ședință prealabilă a Consiliului Științific Specializat. Luarea în considerare a recomandărilor și a obiecțiilor presupune efectuarea modificărilor în teză sau argumentarea lipsei necesității de a le efectua. Candidatul prezintă un răspuns sub formă de tabel la nota informativă semnată de candidat și conducătorul științific, în care se indică obiecțiile formulate și modificările operate cu indicarea paginilor respective sau argumentarea lipsii necesității efectelor modificării. Și da, noi am avut o ședință preliminară la data de 30 aprilie 2024, unde doamna candidată a prezentat acel tabel, a răspuns la nota informativă ANACEF privind recomandările și obiecții la teza de doctor cu tema tranziției tinerilor la viața de adult, apropare intersectorială. Și la aceeași ședință au fost toți 5 membri a Consiliului prezenți. Doamna Tatiana Doarnă Spătaru a fost online, dar a fost prezentă în ședință. Și deci Mariana a prezentat atunci toate aceste recomandări.
care au fost realizate, s-a decis să se aprobe lista de, deci, lista de instituții, toate cele domenii care au fost, aprobarea tabelului cu răspuns la nota informativă privind perfectarea finală a tezei de doctor în sociologie, tranziția tinerilor la viața de adult, abordare intersectorială elaborată de doamna Mariana Crășmaru. Apoi s-a decis de a autoriza publicarea rezumatului la teza de doctor și respectiv s-a aprobat lista instituțiilor în adresa cărora va fi deci transmisă teza și totodată s-a decis privind ziua de astăzi care este susținerea. Mulțumim tare mult pentru această intervenție și ne cerem încă o dată scuze. Probabil de aici lecția învățată trebuie să avem mai frecvent susținere, așa? Ca să ținem minte absolut tot ce trebuie să includem pe agenda. Deci, Mariana, trebuie să poate ai de făcut niște concluzii. Eu nu ce-am prezentat, dar eu am făcut cunoștință cu nota informativă primită de la NACEC. Toate 7 subiecte din propunere au fost luate în considerație. Am prezentat tabelul și s-a sugerat și ce a fost îndeplinit. Toate au fost luate în considerație cu indicarea paginii respective. Deci, toate aceste obiecte sunt reflectate în teza care este actualmente. Mulțumim tare mult, Mariana. Acum oferim cuvânt celor prezenți în sală. Deci, conform regulamentului, deci, practic vă rugăm, deci membrii Consiliului o să-și expună opiniile cu privire la valoarea științifică și valoarea aplicativă a tezei. Dar după ce? După ce, da, după... După ce cei prezenți, în afară de membrii Consiliului, deci vor vorbi despre valoarea științifică a tezei, deci la această discuție pot participa toți doritorii, după care membrii Consiliului se vor expune. Deci vă rog cei prezenți în sală, în afară de membrii Consiliului. Era la altă vorbire. Da, acum așa e oarbele. Nu știu ce vei da. Să spun eu, dar sincer, vă studente, hai. Astăzi, sunt juncarul mie, la Universitate de Stat, așa, departamentul sociologie și asistență socială. Dar eu am venit aici și mă uitam, am nimerit drept aici în blocul ăsta. Toți, majoritatea de la universitate, care au terminat acolo, care au fost conducător de doctorat, 4 persoane, să nu știți, Consiliul nostru, mai ales. Da, așa. Și mă bucur dacă s-a ajuns la așa etapă, dacă discipolii evaluează alte persoane, alți pretendenți la titlul de doctor în sociologie, în cazul nu mai numiți chiar așa. Așa, deci ce vreau să spun? Teza Marianei, pe care o vedem astăzi, eu m-am uitat și e practic, e dedicat toată ziua înălțării Domnului, analizei încă o dată tezei Marianei. Așa, m-a interesat chiar să văd cum a ținut cont de toate obiecțiile care s-au făcut în jos. Vreau să spun, stai, o cunoaștem noi nu de acum, adică când a început să analizeze teza la seminarul de profilul, da, dar o cunoaștem de tare mulți ani, în special, așa, deci, după ce a terminat studiile la noi, ea a lucrat în multe proiecte, da, și am fost și noi implicați cu ea în diferite proiecte și, în special, un proiect mare am avut cu zaponii domnul Daniel Țărnăușoară, da? Tranziții ale populării și tinereții într-o societate în transformare. Și iată aici am văzut toate abilitățile Marianei, toate, așa să zic, competențele Marianei, poate încă erau firave în mod privință. Dar în primul rând ce am văzut, o disciplină, adică o responsabilitate extraordinară pentru ceea ce se îi încredința. Foarte meticulos, se prima de orice așa, indicații. Și iată această meticulozitate a manifestat-o și acum când a îndeplinit teza de doctor. Cu titlul așa pretendent la titlul de doctor în sociologie. Da, teza aceasta, tema aceasta, este tranziția tinerilor la viața de adult, nu mă refer la abordare intersectorială, este foarte actuală.
Și când am început noi analiza, la 20 decembrie 2022, am fost prima convocare la seminarul de profil, așa, din cadrul Academiei de Știință, Institutul, da, respectiv, da. Și am început de la tema concretizarea temei, reamulea ca altfel, s-a ținut cu altfel. Și multe alte, nu voi vorbi despre toate așa, momentele acestea, recomandările pe care le-am înaintat, dar vreau să vă, cea mai importantă recomandare care a fost, să realizeze o cercetare cantitativă, să facă analiză, să facă analiza aceasta comparativă cu cercetarea tranziției ale tinereții și ale copilării și tinereții într-o societate într-o. Că altfel nu avea, da, erau folosite datele cele, dar nu aveau parcă priză la ceea ce este astăzi. Și cam Mariana s-a supărat, vă spun sincer, a fost insistența mea cea mai mare, am dat, n-am fost prezentă, fiindcă aveam tămam și examene și lecții cu corespondența, și, dar am dat avizul și am spus, până nu face aceasta, nicio recomandare spre publicare, spre susținere, da. Cam a fost, desigur, împărdată așa atitudinea Mariana, poate să spăra, nu? Dar țin cont de atitudinea foarte, așa zic, nici nu responsabilă, a conducătorului, a conducătorului, da. Mariana Săpcat a făcut această cercetare, aproape 600, 500, nu zic, cu blocul de întrebări pe unde marea parte așa de același bloc, ca să vadă, să pot face această analiză comparativă și alte aspecte abordate, da. Și în iunie, vreau să vă spun, calea lungă prin care a trecut Mariana. În iunie anul trecut, noi, într-un grup mic, ne-am adunat să vedem ce a făcut Mariana. Și am văzut că s-a îmbunătățit foarte mult, a tras atenția, în primul rând, cercetarea aceasta, prin care a rezolvat foarte multe probleme. Și desigur că apreciem foarte mult această atitudine a Marianei. Nu este din cei care, păreri de rău, mai avem și de cei care încearcă așa, știți, se treacă repede, dar valoarea lor repede se șterge. În primul rând, e o temă foarte importantă, actuală, și Mariana tot cu tineretul, și Mariana atunci, câți ani aveau tineretul? Era până la câți ani, secund? 30! Vedeți traseul acesta, deplasarea acestui traseu al tranziției spre viața de adult. Când cu Mariana am lucrat, era 30 de ani. Când cu doamna... Cât era? 30, da. Și uitați-vă, de acum 35 de ani este și aici, da? Asta ajungă la 60 de tine, răspund. Toți mai îmbătrânească. Iată traseul acesta. Să morim tine. Și-a propus să analizez aceste schimbări ale traseului, tranziției spre viața de adult. A evidențiat... Nu mă opresc la multe aspecte, numai la asta. Mi-a părut că așa foarte important această analiză pe care a făcut-o din generații și genți și în baza cărei și-a inginționat aceste patru trasei, așa, important. Factorii, aceste determinanți, aceștia în fiecare, da, traseu, nu cum noi oprim. Un lucru vreau să-l menționez, așa, în contextul, s-au spus foarte multe așa, recomandări pe viitor, deschideri, da? Toate clar că pot fi teme de 23 disertații, dar sunt aici, cred că Karen Knoll, făcut teza de doctor, habilitat și pot să le fac mai departe. Dar Mariana, de ce nu te-ai centrat? Pe care aspect? În primul rând, ce vreau să te rog, să atragi atenție la schimbările sau determinanții traseului valoric al tinerilor. Sistemul valoric trebuie să fie luat aici ca o, așa cum i-ai luat aceste patru domenii, așa, educație, ocuparea, familia, sistemul valoric. Dragii mei, noi vorbim că suntem în cea de-a doua tranziție demografică, cu multe schimbări, dar nu le enumerasc. La baza tuturor schimbărilor, încă Dirk van de Kamp, cel care se consideră autorul tranziției demografice, a menționat
foarte bine. Stau schimbările produse în sistemul de valori. O lucrare foarte bună. Martine Segaian are Sociologia familiei, dacă vreți, citiți-o și o să vedeți cum analizează acest traseu care acum se produce în sistemul, în schimbările din sistemul de valori. De la, în special, pentru tine, este această orientare spre individualizare. Și atât pornim de aici și pe urmă să vedem cum sistemul acesta vă vorbește. S-a vorbit aici, munca nu-i valoare, nu-i valoare de atât frumos. Și iată, nici șomieri, ați vorbit, da, nici șomieri care n-au, dar caută. Dar ceilalți nici n-au de lucru, nici nu vor, nici lucru, nici educație, nici nimic nu vor pentru ei. De ce? Dar un răspuns tot Mariana azi l-a dat. În școală, ați văzut, pentru ei ce-au spus? Pentru noi nu e interesant, asta nu-i sistemul acesta de educație, dar putem să-l extindem mai la alte nivele, da. La lucru tot, dar, deci, se duc la lucru, ce caută tinerească? Noi toți stăm de vorbă, mult, ce caută? Că le spune, sunt foarte multe locuri de lucru, de ce nu văd? Nu numai salariu. Dacă nu le convine 5.000, nu o să ducă nimeni acolo, ei încep de la 20. Că nu le convine salariu, dar ei mai caută, cu ce tehnică să lucrez? Pentru ei așa spun. Pentru mine, eu vreau un loc de lucru care să-mi aduc satisfacție. Nu numai împlinire, dar și satisfacție. Iar uitați-vă, ei pun accentul nu chiar numai pe să-i aducă bani sau nu știu ce. Și de ce? De acestea sunt niște lucruri foarte interesante, schimbările. Sau familia. Nu vor familie. Copiii de acum știți că decad din sistemul de valori? Decad? Nu vor copii, că e foarte multă muncă cu copii, multe cheltuieri și financiare și de altă natură, da? Așa. Și se îngrijesc întotdeauna spre satisfacție individuală, personală. Da, mulți îmi pun accentul pe ce carieră, să obțin studii și să fac o carieră pentru împlinire, dar mai mult și această carieră pentru împlinirea lor, așa. Individual, iată asta. Deci, se poate mult vorbi, dar vreau pur și simplu, Marian, i-am spus și atunci, să trag atenție la lucrul acesta, la schimbările în sistemul de valori. Ar fi o deschidere pentru viitoarea teză, pentru viitoarele lucrări. Așa, în concluzie ce vreau să spun. Teza este perfectată în corespundere cu toate cerințele, Andacecului față de acest gen de lucrări, așa, are absolut toate componentele care se cer confruntate cu titlul respectiv, da? Și iată un lucru s-a zis, s-a menționat mai de mulți, o bază teoretico-metodologică foarte solidă și nu numai sub aspectul bază teoretică, dar și metodologică, am în vedere praxicologică aceste cercetări practice realizate de Mariana sunt multe, așa și cu metodele calitative și cu metodele calitative și la partea teoretică, ce noi le spunem tot timpul și la studenții noștri. Da, că și domnul Bârcă, mă iertați, domnul recenzent, deci am menționat, bine teoriile și doamna Ocerie, noi teoriile este un compartiment, dar nu numai asta vreau să spun. Mariana subliniază pentru ce îi trebuie aceste teorii. Ceea ce am spus noi și la seminariile noastre, la seminar, la discuțiile noastre. Pentru că iată și studenții noștri, la scriu teze de licență, de master, nu este câteva teorie. Teoria structural-funcționalistă, conflictul și, nu, și mai departe uita de dățe. Nu, iată, acum la Mariana și în compartimentul acesta inițial, deci spune pentru ce îi trebuie aceste teorii. Și pe parcurs, în cadrul așa, eluciderii diferitor probleme, ea revine la acest. Sau ipotezele, iar la noi o problemă mare. O mai dat, ipoteză generală, da, este un aspect sociologic, acestea foarte important. Ipoteza generală, ipoteza de lucru și a uitat.
Iată, Mariana și astăzi a menționat și în discursul ei s-a validat, unde s-a validat, care dacă ei au permis să fac concluzie aceasta, ipoteza respectivă este validat și în concluzie tu. De ce? Vreau să zic care, într-adevăr, teza o față sociologică pronunțată, așa, merită titlul acesta de doctor în sociologie și să-i dorim succes mai departe, da, mai multe realizări, așa, în conformitate cu cele doleanțe pe care le-au manifestat. Mulțumesc, doamna profesor Bulgaru, domnul Mocanu, doctor în sociologie. Stimați colegi, deja s-a menționat că teza doamnei Mariana a fost discutată la ședința comună a Centrului Sociologie și Psihologie Socială și a Centrului Cercetări Demografice. Vreau să menționez că, într-adevăr, mi-a adus cont de toate obiecțiile și recomandările noastre și, într-adevăr, s-a menționat astăzi că este o lucrare foarte bună. Știți că la noi sunt teza de doctor. Noi când o felicităm, spunem că e greu de spus că ești însemnat, că este deja un învățăcel. Dar aceasta nu se referă la doamna Mariana Mășcăuțeană, ea creșmară, ea este, și-a dat dovada astăzi, că este un cercetător consacrat. Și vreau anume să vă atrag atenția că după ce a fost discuții în cadrul ședinții centrelor, a seminarului științei de profil, deja noi patru persoane am format o comisie unde încă o dată am examinat obiecțiile în cadrul seminarului și deja Mariana a primis o culoare verde, adică poți să ieși la susține. Și eu întreb pe doamna conducător științific, dar de ce nu văd teza, nu văd teza Marianei, de ce nu-i pus în discuție? Dar știți, Mariana și-a luat o jumătate de an să mai lucreze adăugătoare asupra tezii. Deci pe noi, într-adevăr, mi-a impresionat foarte mult. Deja s-a vorbit foarte mult la teză. Eu vreau să spun că, într-adevăr, teza corespunde cerințelor înaintate față de teze de doctorat. Vreau să-i doresc Marianei succese în continuare și noi așteptăm monografie. Mulțumim mult, domnul Mocanu. Mai dorește cineva să expună din cei care nu sunt membri? Da, poftim. Sunt Angela Chiruș, sunt secretar științific la aceste instituții. Mă bucur, în primul rând, că voi avem gazdă cu această susținere frumoasă la noi în institut. Mai puțin am să mă refer la tema și la valoarea științifică, pentru că referințele deja s-au expus foarte frumos. Este o temă, actualitatea căreia probabil nu o să fie mai minoră nici peste 100 de ani, pentru că tinerii întotdeauna tind spre ceva, iar viața evoluează în continuu. Voi vorbi în special de Mariana ca colegă și ca persoană care o definește, de fapt, acea perseverență de care ați vorbit dumneavoastră, corectitudinea și o persoană integră, o colegă care trebuia să ajungă la această susținere probabil mult mai înainte, pentru că deține tot potențialul științific ca expert și cunoaște foarte bine instrumentele, metodologia în domeniu. Teza, într-adevăr, este o lucrare frumoasă. Noi, din alte specialități, o admirăm pe Mariana cu toate rezultatele acestea și dorim mult succes în această realizare, dar și în realizările ulterioare care le va face în știință, ca doctor în științe sociologice. Mulțumesc tare mult. Mai dorește cineva să se expună? Dacă nu, deci trecem la membrii Consiliului Științific Specializat. Deci vă rugăm să vă expuneți pe marginea lucrării. Cine dorește primul? Începem cu doctor rehabilitați. Stimați colegi, vreau să menționez faptul că Mariana mea a fost studentă, este o prezent și a specific foștilor studenți în Consiliu și remarc și de fapt că pe parcursul anilor am văzut evoluția Marianei în domeniul sociologiei, de cercetare sociologică se realizează în timp, pe specialiști pe parcursul anilor, nu se formează peste noapte și respectiv e
o perioadă aveți de muncă, muncă insistentă și să zic că mă bucur că ați reușit să veniți cu o lucrare. Am discutat într-adevăr de mai multe ori, am citit-o pe parcursul procesului de evaluare, lucrarea a fost îmbunătățită pe parcurs și respectiv astăzi putem afirma faptul că cadrul teoretic este realizat la nivelul exigențelor pentru tezele de doctor, reușindu-se valorificarea elaborărilor științifice la tema cercetată, în subcompartimentul privind descrierea situației în domeniu și din introducere și capitolul unde sunt analizate lucrările autorilor din străinătate și celor de Republica Moldova. Suportul conceptual teoretic al cercetării este concluzent, realizat prin renefare teoriilor, conceptului, ideilor la tema lucrării, imprimând concordanță în perspectivă teoretică și urgenitate științifică și valențe aplicative. Analiza situației în domeniu și fundamentarea teoretică demonstrează relevanța în valorificare problemei abordate în lucrare, este elucidată contribuția științifică a cercetătorilor în Republica Moldova, poate că un pic aici putea fi dezvoltată. Îndeoseba sociologilor, care monitorizează studiile academice, studiile empirice, diferite aspecte ale vieții tinerilor, de asemenea referențialul bibliografic, conduce autoare spre concluzie potrivit căreia, ca autoare potrivit procesul tranziției tinerilor, către maturitate, cu reușiri de concept, de abordări și perspective teoretice, care se complementează reciproc, astfel extinzând orizontul de interpretare a datelor empirice. Respectiv, conceptualizarea tranziției tinerilor la viața abordarea intersectorială se prezintă de o temă actuală, fiind o teză care completează arealul dezbaterilor științifice sociologice de Republica Moldova și, de asemenea, care contribuie la aprofundarea cunoștințelor privind tranziția tinerilor la viața de adult. Într-o societate care deja cam de vreo 30 de ani și mai bine este în proces continuu de crize, de absorbări sociale. Ceea ce ține de inovația și originalitatea științifică a lucrării se exprimă prin caracterul rezultatelor obținute, materializată prin elaborarea algoritmului metodologic și aplicarea metodologiei sociologice. Precizăm că în acest context că ideile expuse sunt fundamentate de un aport categoria ideală, de specialitate, suficientă aprimată și de date statistice și sociologice acumulate în baza cercetărilor empirice. Remarcăm în ordinea dată, deci că ideile, interferențele, deci expuse se încadrează în arealul cercetărilor din domeniul sociologiei, economiei, unele elemente din psihologie și astfel imprimă pe Silviunie anumit caracter interdisciplinar. Noutatea științifică a studiului, de asemenea, rezidă în abordarea tranziției tinerilor la viața de adult, cu prisma stabilirii producerii și interrelațiilor care se stabilesc. De asemenea, toate cele etape specifice acestei tranziții, cum ar fi finalizarea studiului, angajarea în câmpul muncii, separarea de părinți, căsătoria, apariția unui copil, de asemenea, elaborarea modelelor de tranziție la viața de adult și profilarea aspectelor cantitative și calitative a acestor modele, evidențierea factorilor obiectiv și subiectiv ce facilitează sau împiedică procesul de integrare socială. Ceea ce ține de valoarea practică a cercetării, sigur că aici, în domeniul sociologiei, nu pun un accent deosebit pe rezultatele empirice, aplicarea metodologiei sociologice și este un segment al cercetării care asigură cerințele
metodologice pentru realizarea acestor cercetări. Semnificația practică este determinată de actualitatea scopului, deci realizarea obiectivelor de cercetare și constă în faptul că concluziile, recomandările dezvoltă și completează teoriile referențiale și, de asemenea, încearcă să contribuie la elaborarea unor idei și implementarea acestora în politicile publice din domeniul tineretului. Ceea ce ține de calitatea metodologică a tezei de doctor, ea rezistă în coerență definirea aparatului și acelui. De asemenea, elaborării scopului, obiectivelor, reperilor epistemologice, profunzimea interpretărilor, deci încerc să apreciez faptul că obiectivele formulate se reflectă în structura lucrării, ele trec consecutiv din conținutul lucrării spre concluzii și în fond atunci când încercăm să ne referim la conceperea și calitatea textului, textul este relevant prin logica structurării conținutului, ideile expuse, stilul adecvat domeniului de cercetare, sistematizarea și generalizarea materialului teoretic și empiric. De asemenea, textul este structurat în trei capitole, 13 paragrafe și sunt respectate toate acele cerințe secvențiale pentru elaborarea unei teze. Volumul capitolelor este expus proporțional și dacă facem o evaluare a asigurării bibliografice și documentare, avem peste 200 de titluri de lucrări științifice, arte normative relevante, sunt respectate criteriile și corectitudinea descrierii referințelor, a citărilor. De asemenea, referindu-ne la concluziile generale, deci care încearcă să fie particularizate în funcție de conceptul lucrării, logica consecutivității epistemologice și aportul personal al autoarei prin rezultatele cercetării. Sigur că orice lucrare putem veni cu anumite sugestii. Deci, examinând lucrarea, încercând să examinez și literatura în domeniu, ultimele cercetări în domeniu, ar fi probabil câștigat lucrarea sau este și posibilitatea doctorandei de a dezvolta ulterior aceste idei, precum ar fi tinerii din diaspora moldovenească, care sunt particularitățile tranziției acestei categorii de tineri la viața de adult, compararea acestora cu cei din Republica Moldova, fiindcă avem o parte din studenți care vin și își finisează lucrările și foarte bine cunosc soarta, evoluția lor și sigur că aici este un teren de studii nevalorificat în Republica Moldova. Deci, lucrând în teren, ideea mea ar fi că avem nevoie de studii comparate pe raioanele Republicii Moldova și a face corelația dintre indicatorii dezvoltării economice și problema cercetată în teză, deoarece prezentarea unor studii de caz ar demonstra iată această corelație, fiindcă sunt raioane cu indicatori economici mult mai dinamici și respectiv și aici locuri de muncă sunt și încearcă să fie implementate diferite idei la nivel local. Pentru mine ar fi fost important să văd niște experiențe pozitive la nivel local. Ele sunt. Am lucrat în teren toată primăvara, cunosc foarte bine situația și oamenii, într-adevăr, încearcă să schimbe lucrurile. Un aspect care m-ar fi interesat, compararea schimbărilor intervenite în comportamentul tinerilor în perioada pre-pandemie și post-pandemie. Noi avem o generație care i-a schimbat foarte mult.
Noi avem o solicitare enormă a studenților pentru specialitatea în domeniul psihologiei și probabil aici apar și anumite semne de întrebare ce se întâmplă cu ei și sigur că aici am fi adus plus valoare cercetărilor în domeniu. Are loc o diminuare rapidă a generațiilor de tineri în Republica Moldova, ceea ce au menționat și cei prezenți în cadrul discuției, dar au loc și anumite tendințe și sigur că aceste pronosticuri, sociologia, una din funcții de sociologie este funcția de pronosticare și respectiv aici aș fi vrut să văd și acest pronostic pentru o anumită perioadă. Și încă un moment are loc un proces de digitalizare rapidă. Avem prima generație care s-a născut și nu cunosc viața fără internet. Și sigur că au loc schimbări foarte mari în comportament, în valori, în stilul lor de viață. Și sigur că aici ați putea dezvolta pentru viitor studiile, fiindcă este o generație care vine cu un set specific de probleme, inclusiv legate și de stare de sănătate, care este corelată cu impactul tehnologiilor și, de asemenea, este o generație care este mult mai emotivă, mult mai sensibilă, este o generație care își schimbă de alimentație, de consum, inclusiv a diferitor tipuri de alimente și aici este o generație care va fi nevoită să facă față unor asemenea probleme destul de complicate, precum ar fi îmbătrânirea populației. Și a doua problemă este țin de schimbările climatice și schimbările de mediu. Și sigur că aici, probabil, eu văd continuitatea și logica cercetării. Într-o teză de doctorat, sigur că este imposibil să acoperi toate aspectele, este valoros faptul că ați contribuit prin propria cercetare la acumularea cunoștințelor în domeniul cercetărilor empirice și concluzia mea, supunând expertizei conținutul și forma de realizare a tezei de doctor, rezumatul tezei de doctor, publicațiile științifice ale studentei doctorante, considerăm că a fost elaborată o lucrare cu valențe teoretice și aplicative la nivelul exigențelor regulamentare. Conținutul tezei reflectă publicațiile la temă, scopul, obiectivele au fost atinse, concluziile generale, în fond, reflectă și reiesă din conținutul lucrării. Conținutul lucrării a fost examinat în ședințele secției sociologie și psihologie socială, în seminarul de profil și sigur că varianta finală a lucrării reflectă că autoarea a reușit să răspundă problemei de cercetare, iar realizarea scopului și a obiectivelor se regăsesc validate în conținutul lucrării. Metodologia aplicată reflectă acumularea cercetărilor pe parcursul mai multor ani și interpretarea acestora corelativă în contextul actual. În baza argumentelor expuse, sunt de părerea că teza de doctor realizată de doamna Mariana Crâșmaru este finisată, corespunde exigențelor regulamentare, iar autoarea merită să-i se acorde titlul științific de doctor în științe sociologice la specialitatea structura socială, instituție și procese sociale. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Sfătaru. Oferim cuvântul doamnei Ioana Cheiană. Onorată asistență, vreau să-mi exprim felicitările, în primul rând, pentru doctorantă, pentru conducătorul științific, dar și pentru tot mediul academic din sociologie. Suntem un număr mic de oameni. Dar cel mai important, că cumva toți au contribuit la formarea Marianei. Mă gândeam că cariera didactică a mea a început exact cu prima generație a Marianei și ea a lucrat intens
și pentru a-și forma abilitățile de cercetător științific inițial, ulterior a încercat aceste abilități formate în mediul academic să le transpună în practică și pe parcursul multor ani a reușit foarte bine, lucru dovedit de teza care astăzi o avem în față. Și suplimentar la toate astea și modelul de familie, da, care și l-a format, tot este important. Trecând la aprecierea tezei de doctorat, vreau totuși să subliniez anumite aspecte cheie, extrem de importante ale tezei prezentate. În primul rând, s-a menționat și de referent și de doamna Bulgaru, dar încă o dată am să subliniez că sociologia este o știință teoretico-practică, deci așa când a stabilit obiectul de studiu Emil Durkheim, prin asta a rămas în istorie, că a fundamentat foarte clar nivelul teoretic de cel practic aplicativ plus aspectul metodologic și teza care este astăzi propusă extrem de armonios îmbină acest lucru. Mariana a putut să selecteze într-adevăr teorii relevante, modele relevante, paradigme pe care nu doar să le nominalizeze, dar să le utilizeze foarte coerent în analiză și în cercetare efectuată. Dacă vorbim de teoria structuralist-funcționalistă, îl avem și pe Durkheim, îl avem și pe Parson, îl avem și pe Merton cu teoriile de rang mediu, se regăsește în lucrare. Teoria capitalului uman, foarte importantă și prin Becker și prin Schutz, dar și prin capitalul social prezentat de Pierre Bourdieu, extraordinar a fost îmbinat și cercetat acest aspect. Nu mai vorbesc de modelul de tranziție a tinerilor și modelul bunăstării tinerilor din perspectiva cetățeniei. Acest aspect mi-aduc aminte încă în proiectul INTAS, da, cercetătorii noștri din Marea Britanie au încercat să pună accentul și eu m-am bucurat să regăsesc și să văd utilitatea practică în această teză de doctor. Nu în ultimul rând, teoria evenimentelor cronologice, Levinson și inclusiv paradigma cursului vieții, toți se regăsesc și îmbinate armonios, nu pur și simplu menționate, dar uitați-vă acest nivel pe care ne-l dorim să-l regăsim în toate tezele de doctorat. Al doilea aspect la care vreau să mă refer este baza metodologică, inclusiv baza cercetărilor empirice realizate de către autoare. Aș porni iarăși de la Durkheim cu regulile metodii sociologice, că Mariana cumva a încercat să le respecte întru totul, dar cel mai important este că ea a utilizat un set complex de metode. Da, avem fixate acolo undeva 3 cercetări cantitative, 3 cercetări calitative. În lucrare ulterior, mai vedem că a fost și o analiză a ședințelor comisiei parlamentare pe domeniul respectiv, deși nu știu de ce nu regăsim o analiză mai detaliată a aspectelor care se discută. Aici era interesant de prezentat, inclusiv în baza metodologică. Suplimentar la aceasta, vreau să subliniez aspectul acesta al analizei primare și secundare a datelor, inclusiv anumite metode specifice. S-a menționat metoda clasic, cluster, metoda regresiei. Lucrurile astea sunt extrem de utile și comunitatea științifică cred că are de câștigat prin faptul că prin această teză de doctorat, cei care o să vină din urmă o să trebuiască să respecte standardul Marianei. Următorul aspect pe care vreau să-l reiterez în baza aceasta metodologică și empirică a tezei este analiza complexă.
care îmbină armonios nu doar teoria, practica, rezultatele cercetării, dar vreau să zic și alte cercetări. Da, poate sunt mai multe, dar tezele de doctor au un format pe care trebuie să-l respectăm în ceea ce privește scrierea, dar Mariana a reușit cumva să includă și anumite cercetări și inclusiv date statistice oficiale, să facă o analiză comparativă, nu numai cu datele Biroului Național de Statistică referitor la anumite cercetări, dar inclusiv la recensământul populației și locuințelor, multe aspecte importante pe segmentul dat, ori cumva în anexe care sunt tocmai 19, o bună parte sunt cele legate de da, această îmbinare armonioasă. Următorul aspect este utilizarea studiului generație și gen. Eu mă bucur că Republica Moldova a reușit să realizeze această cercetare, dar suplimentar că ea este valorificată de pretendenții la titlurile de doctor. Nu de mult a fost Ecaterina, care tot a utilizat acest studiu. Astăzi este Mariana și uitați-vă, această analiză secundară realizată a permis dezvoltarea iarăși a unei tipologii originale, importante la tema tezei și care poate ajuta decidenții noștri să îmbunătățească politicile. Aspectul ăsta tot este important și cred că, iarăși, sub aspectul dat, cei care vor veni ar putea să mediteze și ei și să vadă în ce măsură este posibil de utilizat și pentru cercetările lor. Stabilirea determinanțelor, da, pe toate segmentele respective, iarăși este un aspect reușit. Vreau aici să subliniez că Mariana cumva are având o teză atât de largă, problemele tineretului în perioada de tranziție, abordare interdisciplinară, nu vorbim doar de un domeniu, a reușit să vină cu niște modele proprii de analiză. Spre exemplu, aceea care am văzut noi, figura, care foarte clar prezintă domeniile cheie, politicile, pe de o parte, da, și pe de altă parte avem elementele de bază care trebuie să fie analizate. Deci nu întotdeauna se reușește acest lucru și mai sunt și alte aspecte în cadrul lucrării, când din analiza lucrărilor de specialitate, din anumite teorii, uitați să vă să vină cu un model propriu de analiză și eu cred că este unul reușit. Și acest model este utilizat pentru ulterior identificarea punctelor forte și slabe a politicilor sectoriale. Da, avem politici sectoriale, Mariana foarte bine evidențează că cadrul nostru legal este foarte bine pus la punct din perspectiva aceasta a sectorialității. Ce nu avem? Nu avem intersectorialitate și aici se pierd lucrurile. Și următorul aspect pe care nu-l avem, nu întotdeauna mecanismele de aplicare în practică sunt extrem de reușite. Da, pe alocuri am văzut că Mariana nu a putut să valorifice pe deplin rezultatele cercetărilor proprii în lucrare. Lucrul ăsta este evident, pentru că sunt atât de multe aspecte și cumva eu cred că lucrul ăsta a fost sacrificat, dar a fost sacrificat pentru aceste analize de politici și poate mi-aș dori un pic mai mult aici la necesitatea, argumentarea intersectorialității. Ori atâta timp cât noi o să lucrăm fiecare sector separat și nu o să avem o viziune comună intersectorială, noi nu știm dacă o să reușim. Uitați-vă pe îmbunătățirea politicilor pe segmentele acestea de tineri vulnerabili. Nu în ultimul rând vreau
să atrag atenție și la lista publicațiilor la tema tezei de doctor. În primul rând avem reviste din Anglia și nu numai, din Grecia, din Federația Rusă, plus deja cele din Republica Moldova. Și ca concluzie vreau să spun că avem o teză de doctorat finisată, complexă, originală, cu o semnificație extrem de înaltă a valorii teoretice, dar inclusiv și a sub nivelul practic ea este incontestabilă. Putem noi să venim cu sugestii multiple, dar vorbim de un standard înalt pentru astfel de cercetări, care va trebui să fie respectat în continuare. Sugestiile și recomandările mele, spre exemplu, sunt, eu știu, mai mult de pentru a redacta și a publica, cum spunea domnul Mocanu, să avem o monografie la tema dată, pentru că din perspectiva aceasta a modelelor în tranziție, acum trebuie de făcut, pentru că o să mai treacă un pic de timp și, cum spunea doamna Spătaru, modelele o să schimbe, că vor vin alte generații și vor fi alte... Da, nu, chiar modelele se vor schimba, vor veni încă alți factori, cel al digitalizării, care nu știm cum va influența. Deci, acum este momentul și dacă ea va fi redactată, cu mici revederi, eu, spre exemplu, nu sunt de acord cu formulările acestea de ipoteze cu cât, cu atât, pentru că trebuie să ai niște parametri foarte siguri. Poate mi-aș dori pentru viitor ca tu să continui totuși tema dată. Noi am discutat și Mariana totuși își dorește alt domeniu. Eu cred că este important să rămâi pe acest domeniu, să vezi ce se face la nivel local. Vreau aici să subliniez suplimentar la perspectiva intersectorialității că implementatorii de politici totuși sunt autoritățile publice locale și pe viitor rămâne de valorificat aceste aspecte ce țin de strategiile locale, strategia de tineret în strategia locală, diferențierea, da, bugetelor, tineri, sport, cultură separat și multe alte aspecte care astăzi s-au evidențiat, eu cred că rămân pentru viitor. Încă o dată felicitări, mulțumim, da, pentru o astfel de teză și mereți pe deplin acest titlu. Da, noi avem puțini doctori, dar măcar așa încet, încet vin. Succes în continuare! Mulțumim tare mult, doamna Ghinianu. Rog, cine mai rămas, vorbim mai pe scurt, pentru că s-a spus foarte mult și ne repetăm de multe ori, cum ajungem la deci, durata unei susțineri de pieză de abilitate de gram. Așa că vă rog foarte mult, pe mai pe scurt. Deci, poftim... Inițial și vreau totuși să o felicit pe doamna Mariana, doamna conducător cu ținerea tezei și lucrarea care a fost elaborată și la mine tematica abordată în teza de doctor a fost subiectul ce sunt tineret, care a fost ținut tot în aceeași dată, 14-10 ani în urmă. Sunt conducat pe acest și conducătorul științific, secretarul comisiei, referenți, recenzenți, mai mulți membri din comisie, încă o dată să zic mulțumesc pentru munca pe care atunci au depus-o, da. Acum, ca să revin la... M-am gândit că e o ocazie mai rară, adică, nu știu dacă ați numai așa o ocazie. Acum, ca să revin la teza Marianei, într-adevăr, teza Marianei vine ca să completeze și să clarifice o serie de aspecte ce sunt de particularități în tranziție tinerilor la viață de adult, cumva evidențiind impactul contextului social-economic asupra acestei tranziții, fără îndoială că lucrarea este una integră, dar completă, care intermediată pe materiale teoretice, pentru că foarte bine este conturat un cadru teoretic explicativ al procesului de tranziție a tinerilor la viața de adult,
Bineînțeles că e foarte bine fundamentată și pe materiale practice, s-a vorbit deja foarte mult, dar încă o dată e lăudabil această analiză secundară a datelor CGS, care cred că este chiar un model, dar care poate fi preluat în analiza altor probleme, da, de cercetare. Mai ales că acest studiu, într-adevăr, este unul foarte valoros. Bineînțeles că lucrarea are noutate și originalitate științifică, adică pe lângă ceea ce s-a spus, această tipologie, această evaluare complexă a politicilor familiale, mai este și momentul ăsta de abordare interdisciplinară, pentru că acolo foarte bine se necesitate aspectele astea din sociologie tineretului, sociologie familiei, demografie, sociologie valorilor, politici, familiale, politici, tineret, calitatea vieții, adică încă multe alte, cumva, așa, discipline. Studiul de ce are un conținut serios, limbajul este foarte așa coerent, fără ca să fie erori metodologice, erori de terminologie sau de documentație. Despre dimensiunile care se prezentează, știm că sunt foarte mult, iarăși n-am să le repet, dar ca și încheiere, deci lucrarea aduce un plus de cunoaștere, da? În plus de valoare cunoaștere științifice, sociologice, dar la aspectul dat, prin idei pe care le-ați expus, prin sugestii, recomandări pe care dumneavoastră ați venit. Deci teza doamnei Mariana Crișmaru este, reprezintă o cercetare vastă, atât teoretică, cât și practică problematică pe care dumneavoastră ați studiat-o, corespunde cerințelor pentru astfel de investigații din științifice, și meritați să vi se acorde câte de lucru. Mulțumim tare mult, doamna Sfântieni, și acum oferim cuvântul doamnei Mușcean. Mulțumesc foarte mult. Eu, în contextul la tot ce aici s-a menționat, și am și eu deosebită plăcere, de fapt, astăzi trebuie să înțelegem că este prima promoție de sociologi, care mi se pare că doar Mariana din cei prima promoție de sociologi își susține teza de doctor în sociologie. Și totodată, fiind noi aici mulți sociologi și se integrează tocmai cu dascălii noștri și de unde am venit noi, de rădăcinile, cu academia, adică momentul ăsta când sociologia își regăsește locul în știință, și în teorie și în practică. Am o deosebită, de fapt, plăcere. Într-adevăr, mă uitam astăzi, într-adevăr, suntem cei tineri pe aici, care sunt tineri și eu și noi, suntem sociologi și doamna Anastasia, doamna Inga, eu, Mariana, am abordat această problemă a tineretului, cum spunea și doamna Spătaru, și sincer să fiu, de atunci, de când și eu în 2007 m-am susținut, problema tineretului a rămas actuală și cu părere de rău trebuie să recunoaștem că toate aceste recomandări, lucrări, articole, prezentări, conferințe sunt prezentate și la nivelul autorităților, mai ales că ca o justificare a faptului că totuși aceste rezultate ale Marianei au fost aduse și la urechile autorităților centrale din cauza că noi ca institut public suntem sub subordinea și Ministerului Cercetării și Științei, Educației și cercetării, mă scuzați, toate aceste proiecte care se fac în cadrul institutului și sunt finanțate din bugetul de stat, rapoartele astea solide care le aducem de fiecare dată și Ministerul la sfârșit de an și semestrial, și nu doar Ministerului Educației și Cercetării, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, inclusiv se regăsesc și rezultatele temei pe care o a abordat-o Mariana și în teza de astăzi. Eu n-am să vorbesc despre aspectele care s-ar putea totdeauna de făcut și asta, de fapt, o motivează pe Mariana să cerceteze în mai departe și știind-o ca studentă împreună, învățând și la Colegiul Invizibil și, deci, foarte perseverentă, foarte atentă, inițiată în tot ce e și tot vrând să cunoască toate aspectele detaliat. Mă bucur că deja a început studiile la doctorat de mult și au fost anumite, să ne aducem dacă aminte, să ne aducem și domnul Timuș, Dumnezeu să-l ierte, și domnul Dani, dar faptul că Mariana și-a dat posibilitatea să aibă încredere
în activitatea aceasta științifică, să asculte coordonatorul și susțină până la final acea muncă pe care a început-o, este de fapt într-adevăr o realizare cu care te felicităm și îți urăm mult bine succes. Mulțumesc tare mult! Deci la final, deci a rămas, eu spun câteva cuvinte, s-a spus foarte mult astăzi, deci nu aș vrea să mai repet toate lucrurile acestea. În primul rând vreau să o felicit pe Mariana cu această lucrare frumoasă, cu această lucrare coaptă, să spunem așa. Am asistat de la începutul, de la prima ședință în cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, deci la toate etapele deci, pe care le-a parcurs Mariana timp de aproape 2 ani. Zic, puțin sunt acei care sunt așa de perseverenți și care totuși încearcă să facă schimbări și să îmbunătățească. Deci a făcut foarte mult, a îmbunătățit conținutul, a mai făcut o cercetare suplimentară. Deci avem acum o lucrare, într-adevăr, foarte bună, comprehensivă, integrată, deci cu o valoare științifică, un model de lucrare care cred că ar fi un model pentru viitorii noștri doctoranți, deci un model de teză sau de disertație în domeniul sociologiei. Deci felicitări, Mariana, încă o dată, apreciez mult valoarea teoretică și practică a lucrării care a fost prezentată. Cred că o să încurumeze deci, acest volum de lucru cu o publicație în domeniu care ar fi foarte importantă pentru toți noi. Evident că cercetările sociologice au o perioadă de timp, așa și deci nu au o viață prea lungă, să spunem așa, dar din perspectiva abordării teoretico-metodologice, ea va fi importantă tot timpul pentru cercetătorii în domeniu și în acest context, deci cred că teza corespunde cerințelor pentru o teză de doctor în sociologie și iar autoarea merită titlul de doctor în sociologie. Deci în acest context, nu știu dacă mai trebuie să ofer încă o dată cuvântul deci Marianei, probabil că nu, ea s-a exclus pe parcurs. Deci mulțumim tuturor celor care au participat la discuții și acum rog membrii Consiliului să rămână în sală pentru a vota, iar cei prezenți, onorată asistență. Nu pot ce cuvântul cuvântul se oferă secretarului științific, doamnei Mariana Cuciuceanu Vrabi, pentru a da citire proiectului de hotărâre a Consiliului Științific Specializat de 541022414 al USMIE privind teza doamnei Cușmaru Mariana cu tema tranziția tinerilor la viața de adult, abordare intersectorială. Poftim! Stau, dau de pale la tot? La nu, eu propun ca noi la final, hotărârea numai să o citim. Da. Știm noutatea, știm... Așa, aici s-a constatat despre teza de doctor, reprezintă o lucrare științific finalizată, tema tezei este actuală și corespunde cu direcțiile prioritare de cercetare rezultate din țară. Așa, mai departe. Teza de doctor are o valoare științifică înaltă, atât teoretico-metodologică cât și aplicativă, despre noutatea științifică. Rezultatele cercetării la teză de doctorat au fost diseminate prin publicarea lucrărilor științifice, 12 la moment sunt așa, e a 12 anul ăsta. Inclusiv articolele în reviste științifice din străinătate Scopus și în Registrul Național al Serviciilor de Profil, revistelor de profil, articole în diferite colegii științifice, lucrări ale conferințelor din țară și de peste hotare. Aprobarea rezultatelor cercetării a fost efectuată în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice printr-o serie de proiecte de cercetare științifică, proiectul instituțional care a avut 2015-2018, proiectul de stat din 2020-2023, proiectul analiză comprehensivă a sectorului de tineret din Moldova, elaborat de Institutul în cooperare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Direcția Tineret atunci, Fondul Națiunilor Unite și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii și pentru Fondul Națiunilor Unite pentru populație. Proiectul COST Action Transdisciplinary Solution to Cross-Sectoral Design Advantage in Youth Orizont 2020, proiectul a fost din 2018-2022, la care Mariana a fost executor din național, din partea Republicii Moldova.
Așa, rezultatele cercetării au fost avizate și apreciate de către Ministerul Educației și Cercetării Republicii Moldova și Agenția Națională pentru Dezvoltare Programelor și Activităților de Tineret, fiind susținută implementarea rezultatelor tezii în contextul politicilor de tineret din Moldova. Aceste dovezi sunt confirmate prin avize. Rezumatul la teza de doctor este succint, prezintă cele mai valoroase și sugestive rezultate, corespunde conținutului tezii de doctorat și este elaborat conform cerințelor, în conformitate cu actele normative ale Agenției Naționale de Asigurări și a Calității în Educație și Cercetare, Consiliul Științific Specializat de 541-02-2414 a hotărât. Deci, teza de doctor în sociologie a doamnei Crășmaru Mariana cu tema tranziție tinerilor la viața de adult, abordării intersectorială, reprezintă o lucrare științifică finalizată cu actualitate și originalitate vădită, mai prescurtat, așa. Actualitatea temei, originalitatea abordării, valoarea teoretică și practică, metodologia aplicată au permis să fie realizată o cercetare complexă în corespundere cu cerințele ANACEL din Republica Moldova, înaintată față de astfel de teze, iar autoarea ei, doamna Crășmaru Mariana, merită pe deplin gradul științific de doctor în sociologie, specialitate 541.02, structura socială, instituții și procese sociale, în conformitate cu prevederile regulamentului, cu privire la funcționarea consiliilor științifice specializate și cu oferirea titlurilor științifice în Republica Moldova, gradul de doctor în sociologie îi se conferă doamnei Crășmaru Mariana, aici este conferit, în baza susținerii publice a tezii. A intervenit pe lângă Consiliul Național de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare ANACEF din Republica Moldova cu rugăminte de a confirma hotărârea Consiliului Științific Specializat și de a elabora un formular cu numărul respectiv de diplomă de doctor în sociologie doamnei Crășmaru Mariana. Prin conferirea gradului de doctor în sociologie doamnei Crășmaru Mariana, Consiliul Științific Specializat, în prezența a 5 membri, din numărul total de 5 membri, a votat prin vot deschis în felul următor: pro 5, împotrivă 0. Ok, felicitări! Ok, rog membrii Consiliului să aprobe prin vot deschis. Deci, acest proces verbal încă o dată. Deci, procesul verbal este aprobat de către toți membrii. Deci, în acest context, dați-mi voie în numele Consiliului și în numele întregii asistențe să o felicităm pe doamna Mariana Crășmaru cu susținerea, cu succes a tezii. Vreau să felicit și coordonatorul științific, pe doamna Olga Găgăuz, pentru că s-a depus o muncă enormă în vederea pregătirii acestei lucrări științifice frumoase și integre. Și în numele întregii asistențe vă dorim succese mai departe. Deci, în acest context, oferim cuvânt doamnei Mariana Crășmaru. Eu vă mulțumesc mult pentru că ați dat atenție, că ați ridicat din efortul dumneavoastră. Vreau să spun că este reverența mea fără ghidarea dumneavoastră, doamnei, aveați spus zero, dar sunt că zero, dar oricum, adică ghidarea dumneavoastră mult contează, mult a contat ca să ajungă la rezultatul care este acum. Adică ghidarea dumneavoastră, orientarea și insistența asupra îmbinării teoriei cu practică, asta este unul, cred că, din pilonii de bază, da, care, cred că, s-a menționat, trebuie să conțină orice lucrare și, în cazul dat, da, prin insistență, prin perseverența la toți, s-a reușit să se rog. Eu vă mulțumesc mult încă o dată pentru cuvintele mea. Sunt recunoscătoare și cred că trebuie să menționez într-adevăr, s-a menționat de la domnul Bani, am format în cadrul cel mai mult, și activând în calitate și sociolog la serviciul opinie, da, denumirea deja. Da, și evident îmi pare bine dacă suntem, într-adevăr, astăzi am pomenit unii studenții la practică, la sociologie și eu m-am prezentat ca prima promoție. Da, adică cumva deja și eu i-am convins, pentru altele am spus, da, toate aturile unei profesii de sociolog, că îți oferă atâtea de multe oportunități și sigur vă sunt recunoscătoare la toată catedra, la facultatea, care toți ați contribuit la formarea noastră, da, vă ținem minte și prin activitatea în proiecte comune, deplasări comune, lucruri în teren comun, adică, da, cu doamna Spătoară am realizat multe studii, am bătut la multe gospodării, da.
toate împreună, da, s-au, s-au integrat, da, integrat în, da, în lucrare și sper, da, sper să mențin activitatea asta pe viitor, da, și vă mulțumesc mult. Și mulțumesc mult doamnei Olga Găluscă, calitate de conducător, că a avut încredere, cred, da, și tot insista, insista, eu cred că mult, au avut câteva momente că avea să cedez, sincer, dar ne-ai prin insistență, prin încrederea mine, cumva îmi faci și mie încredere că se poate, da. Prin insistența doamnei Bulgaru, evident, care a intervenit la timp și, evident, și ți-s mulțumesc numai decât colegilor, fără suportul vostru, fără încrederea voastră, da, la care a fost permanent, eu am resimțit, da, și bunăvoința care ați fost permanent și disponibilitatea de a mă ajuta, mă refer la Ecaterina, da, și la toți, da, vă mulțumesc mult și sper să fie. Mulțumim mult, Mariana. Cu acestea declarăm lucrările Consiliului de astăzi închise. Mulțumim mult tuturor!